Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la o nouă emisiune, la o nouă dezbatere aici la Realitatea Plus. Numele meu este Amedeo Ene. Dați-mi voie, înainte de toate, să vă prezint și invitații noștri de astăzi, domnul Gelu Duminică, sociolog, și domnul Iosif Buble, jurnalist la știrpesurse.ro. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. V-aș propune să începem cu lucruri de ultimă oră, mă rog, de ieri, legate de felul în care se lucrează la deja binecunoscută legea defăimării. Și când spun lucruri noi, mă refer la reacția care vine de la ambasada americană la București, de unde sosesc critici la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cu privire la această lege a defăimării. Liderul PSD face un pas mare înapoi, a renunțat definitiv la amenziile care puteau ajunge până la 100.000 de lei pentru cei care aduceau atingere imaginii unui grup sau unei comunități. În plus, socialdemocratul a scos din textul legii și definiția defăimării sociale. Pentru aceste modificări, proiectul a făcut cale întoarsă la Comisia Juridică. Deputații juriști au avut nevoie de numai o jumătate de oră pentru a face aceste schimbări. Proiectul va ajunge mâine la votul final în plen. Scopul principal, scopul inițial al legii, care este o dorință la care nu renunț, este aceea de a promova toleranța și demnitatea umană prin educație, prin sistemul educațional și prin administrație. Este o lege care nu e coercitivă. Astăzi voi scoate din lege și definiția defăimării sociale. Deja a fost scoase amenziile, astăzi o să eliminăm complet. Jura la televizor, se poate înjura pe Facebook, se poate înjura pe orice sistem de comunicare. Le-am eliminat. Este foarte simplu. Unde aceste norme sunt încălcate, CNCD-ul în ansamblu său va aplica, ca și până acum, sancțiuni. Corect? Nu scrie la mine legea așa ceva. Ai întrebat și CNCD-ul. Cu intoleranții se ocupă Consiliul Național Discriminări pe baza legislației care există și pe care n-a fost atacată la vremea respectivă pentru că nu era an electoral. Vă întreb direct, stimați invitați, ce credeți? Dacă nu venea reacția asta de la ambasada americană, mai făcea domnul Dragnea pasul acesta înapoi, atât de mare? Domnule Buble, ce credeți? Probabil că o făcea la un moment dat sub presiune, sub presiunea mediatică internă și nu așa repede, dar o făcea. Până la urmă ce s-a întâmplat ieri a arătat că domnul Dragnea s-a jucat puțin, a încercat marea cu degetul și nu i-a ieșit. Practic, e o chestiune tragicomică ce s-a întâmplat, pentru că dacă privim puțin înainte de scandalul ăsta cu legea antidefăimare sau toleranței, cum s-a dat ordin la PSD să se spună atunci când sunt întrebați, era o lege tot la fel de discutată, cea a liberalilor privind prevenția în sănătate. Și liberalii erau în curs, nu știau cum să explice că de fapt prevenția e bună, că nu e rău, că sunt anumite instituții acolo care se înființează, sunt bune. Mă rog, era un curs practic liberalii, socialdemocrații erau așa într-un avânt foarte puternic, că vreți să omorâți oamenii. O retorică foarte socialdemocrată, să spun așa. Dintr-o dată a apărut legea asta al domnului Dragnea, care a dat totul peste cap. Practic, ce se instituia acolo, ca să spunem pe scurs? Se instituia o sucursală sau, mă rog, un departament special la CNCD, care se ocupa doar cu amenzi. Erau diversi oameni care susțineau acest consiliu, spuneau cineva mai defăimat. Ei analizau și dădeau o amendă, amenzi foarte mari. Și toți oamenii au arătat că, de fapt, e un pumn pus în gura presei. Pentru că oricine crede că a fost defăimat, că i s-a spus că ai o avere prea mare, mai mică, mai mică, mai mare, mai mijlocie, putea să meargă să reclame. Domnul Dragnea tot timpul a susținut că e vorba aici de principii, că e bine să fie bine, că e bine să fim toleranți, ceea ce au reclamat și alți, domnule, e și în codul civil și în alte legi, era o redundanță, chiar CNCD-ul a spus, era o redundanță. Și dacă ne uităm la Senat, acolo unde legea a trecut prin adoptare tacită, Consiliul Legislativ spunea, domnule, nu e bine structurată legea asta, nu este în regulă. Acolo a trecut așa foarte repede, a ajuns la cameră. Ce a făcut ambasada americană ieri a arătat un semn foarte clar peste care nu se poate trece, libertatea de exprimare. Și atunci domnul Dragnea a venit și a spus, el de obicei face așa, un pic mai colovial așa, și zice, nu renunț. Dacă ne uităm la toate declarațiile lui de până acum, nu renunț, nu renunț. Ieri a spus nu renunț, dar a renunțat. Practic, e un fel de declarație. La fel de bine Parlamentul poate să adopte o declarație prin care să spunem că e bine să fim toleranți. Ok, suntem cu toții de acord, e bine să fim toleranți. Îl numea chiar un soi de ghid de bun comportament. Da, adică... Păi asta e lege sau e ghid? Se instituie un fel de ziua națională, zi de oraș, zi de sat. Știți cum se fac astea în Parlament acum, de facem tot felul de sate și orașe prin lege. Și legea asta. Practic, nu mai e un fel de lege. E un set de principii care va trece în Parlament, are forță de lege.
Cam atât. Da. Domnule Duminic, ați zâmbit tot timpul, vă rog să-mi explicați de ce. Da, mi-am aminte de Caragiale, da, la dintre scrisoare periodate să se schimbe, primesc, dar, știi, adică e tipic românesc. Tipic românesc, în momentul în care vine licuriciu și îți dă una peste ochi, dar vii și zici, stați puțin că eu n-am vrut să zic asta, asta am fost prost înțeles. Nu, e o legitimare a faptului, spuneți-mă, a faptului că era pe arătură, să spun așa. Practic toată lumea a spus, ești pe lângă. El, nu, noi suntem aici, suntem cu toleranță, avem nu știu ce, din afară. Și acum aveți spus, domnule, ești în afară. Ops. Dacă tu spui că sunt în afară, înseamnă că tu, Părintele Democrației, îmi spun că sunt în afară. Da, sunt în afară, străiți. Da. Bun, am o îndoială cu Statele Unite, Părintele Democrației, dar în fine, democrația așa zicem cu toții, acolo a fost tinde. Inventată în Europa, dar asta e o altă discuție. Da? Ceea ce se întâmplă în momentul de față, din, până la un punct pot să înțeleg. Adică înțeleg nu neapărat îngrădirea libertății presei, ci o dezbatere serioasă până unde trebuie să meargă libertatea presei și de unde trebuie să se oprească. Ceea ce s-a întâmplat în Franța cu ceva timp în urmă, în numele libertății presei, cu Charlie Hebdo, dar aduce, atenție, nevoia de a dezbate. Până unde libertatea presei? Știți că e libertatea și libertatea de exprimare. În literatura de specialitate se spune că libertatea mea ține până în momentul în care libertatea ta este încălcată. Și de acolo trebuie să începem să negociem. Însă, nu știu dacă e nevoie de o lege pentru chestia asta, înaintea unei declarații politice, nu e nevoie de dezbateri serioase în societate. Iar un partid politic, indiferent că este de stânga și de dreapta, ar trebui să dezbată chestiile astea, mai ales dacă este unul de stânga, care are în filon chestia asta de respectarea drepturilor, drepturile omului, dar e în filonul ei, deci e unul dintre principiile de bază ale social-democrației. Adică, nu e de condamnat faptul că PSD-ul a încercat să ajungă o dezbatere, să creeze o dezbatere, ceea ce spune acum domnul Dragnea. Însă e de condamnat faptul că a încercat să legifereze chestia asta, venind cu pedepse halucinante, dar pecuniare, dar care aduceau cu sine, hai să zicem așa, cenzura. Da. E, acolo intervine abuzul. Da, dacă dumnealui venea de la bun început și spunea, stați puțin, noi avem nevoie de, uite, avem provocarea migranților în România, avem provocarea romilor, avem provocarea homosexualilor, avem provocarea unor grupuri care în România sunt considerate indizerabile. Uitați ce se întâmplă pe stadiane, mor țigane, uitați ce se întâmplă cu homosexualii, vezi Biserica Ortodoxă, dacă ai o inițiativă civică. Deci, dom'le, trebuie să dezbatem chestia asta serios și, uite, noi PSD-ul ne asumăm povestea asta. Toată lumea zicea, bravo, ție, excelent, minunat. În momentul în care schimbi, vii și spui, stai puțin. Nu e bine să spui și introduci și chestii care n-au legătură cu principiile democrației, ci au legătură, da, cu libertățile fundamentale sau cu, da, sau cu valorile europene, ci are legătură inclusiv cu putința de a discuta despre un politician. Despre averea lui. În momentul acela, tot ce am spus mai devreme este terfelit. Da, este și călcat în picioare. Din punctul meu de vedere, ceea ce domnul Dragnea a făcut în momentul de față a fost o chestie profund românească, da, șmecherie profund românească, nu are legătură nici cu stânga, nici cu dreapta, dar dacă merge, merge, dacă nu, zicem și noi, domnule, am încercat. Da? Din punctul meu de vedere, doar s-a încercat. Da, chiar așa de simplu. Dacă merge, merge, dacă nu, doar am încercat. Nu, eu chiar cred că la început a crezut cu tărie că e nevoie. Fără îndoială, că îi trebuia. Dacă da, și nu s-a așteptat la reacția care există. Să privim context. Vă rog. La fel de brut, așa să vă spun. Sigur. Toată lumea a acuzat, PSD-ul a acuzat tot timpul faptul că nu controlează zonele online. Nu controlează în sens, nu de control în sensul de a da ordini să se execute ceva. Că nu e eficient. Și practic că nu e eficient pe online. Nu poate să coaguleze în jurul lui diverse opinii și să fie destul de penetrant în zonele acestea. Și toată lumea a acuzat faptul că aici se țintește. Practic în an electoral, tu PSD vii cu legea toleranței sau a antidefăimării prin care institui un organism care să dea amenzi. Practic se ajunge să se blocheze justiția, pentru că eu tot timpul, eu dacă ca jurnalist, dacă voi fi condamnat de acest institut, de acest departament de la CNCD, mă duc să contest amenda în instanță. Fără îndoială. Absolut. Da? Atunci se duce în instanță tot lucrul ăsta în derizoriu și practic blochezi instanțele cu niște lucruri care nu ar trebui să fie acolo. O să ajungem la ridicolul să facem Ministerul Adevărului sau al Minciunii, să definim prin lege ce e minciuna, ce e adevărul, pentru că va fi un departament care se va ocupa cu amenzi dacă e bine sau nu. Ori totul a ajuns la problema aceea a politicienilor. Nu e vorba de homosexuale, de biserică, de alte lucruri aici. Era vorba clar de politicieni. Acolo s-a împotmolit totul. Sigur.
Și acolo presa a acuzat faptul că, de fapt, PSD-ul dorește ca an electoral, cel puțin, dacă nu reușește să se blocheze, măcar să controleze în anumite zone această zonă în care nu sunt deloc eficienți. În același timp, este clar nevoie ca breasla, da, jurnaliștilor să-și găsească propriul mecanism de control, mult mai bun decât cel actual. Există derapaje grave în interiorul, da, profesiei, dar dumneavoastră, din păcate. Și foarte mulți jurnaliști, în numele libertății de exprimare, calcă în picioare, da, minorități întregi, comunități întregi. Dar pentru asta sunt instanțele. Te simți jignit, te simți atacat. Bun, nu reglementez. De acord, Maricesc când aud de reglementare. Să reglementăm, să facem ceva. Adică eu practic sunt un dezgânat, unul care merge așa în apă, dar și tu îmi crezi așa un drum pe drumul drept ca să mergi pe acolo? Nu, eu vreau să merg unde vreau. Repet, libertatea dumneavoastră se termină în momentul în care libertatea mea este încălcată. E o discuție filosofică foarte mare. Nu e o discuție filosofică. Poate... În momentul în care, spre exemplu, de la... și dai exemplu romi, că tot e la mod acum. Haideți cu romi, da? Știți cum e? Ați citit stenogramele cu domnul Voicu și cu domnul... tocmai asta vreau să spun. Adică dacă ei spun asta, nu poți să acuz alții că... Ascultați-mă până în capăt, că asta e regula dialogului. Da? În momentul în care de la un hoț, un proxenet, un violator, da? În momentul în care tu îi pui eticheta etnică și generalizezi, în momentul ăla ai comis ceea ce se numește discriminare. Da? Pentru că infractorul nu are etnie. Pe exemplu pe care ați dat dumneavoastră, dacă luăm să citim stenogramele domnului Hrebenciuc și altor români neauși, corect, o să vedem că nu diferă cu mult vis-a-vis de raportarea, da, față de elector. De ce vă spun? Însă, nicăieri, în momentul în care, da, hai să zicem așa, presupusul infractor. Pentru că până una alta, și în cazul domnului de Hrebenciuc și în cazul domnului Păun Voicu, vorbim de presupuși. Sigur. Da? Nu a fost discutat despre apartenența etnică în cazul celorlalți. În cazul ăsta, doi sunt tocați. Țigănie, țigani, etc. Iar asta mie mi se pare că n-are nicio legătură... Nu, acum nu discriminare. Asta mie mi se pare că n-are nicio legătură cu jurnalismul. Nu. Procurorii au pus stenogramele acolo. Au pus în stenograme pentru că e relevant pentru comportamentul lor. Ce au zis. Puțin, ce vorbeau ei, vorbeau ei. Eu vorbesc de presă cum relatează. Deci ce vorbeau ei, treaba lor. Sunt și abordări de treaba lor. Este corect. E treaba lor cum vorbeau ei. Deci ei răspund ei pentru ceea ce vorbeau ei. Eu nu vorbesc de ei acum. Deci nu vorbesc de cazul... Una e ce spun ei. Eu vorbesc de jurnaliști și modul în care se raportează. Unii dintre jurnaliști, sigur. Iar în momentul în care jurnalistul vine și spune țigănie, nu știu ce, din momentul ăla nu mai merge. Sigur. În momentul ăla, din punctul meu de vedere, jurnalismul încalcă ceea ce se numește deontologie profesională, pentru că, într-un fel sau altul, da, aruncă, da, cu un stereotip care vizează o întreagă minoritate, ceea ce nu este corect. Lucru pe care nu-l face cu un același tip de infractor, cu același tip de capacitare și exercițiu profesional, când e vorba de un erom. Ba, îl faci. Domnule, n-am văzut niciodată. Vă dau exemplu. Știți foarte bine că sunt supărați, ce puțin, domnul de la Francia. Sunt supărați când le spui baroni. Da, când le spui corupți. Adică legătura are baronul, baronul e tot o etichetă. Etichetă, că aici vorbim de etichete. Aici vorbim de etichete, pentru că nu vorbim de etnie neapărat, vorbim de etichete. Ca să vă spun, nu, aici vorbim de etnie, da, eu vă spun de etnie unde domnul Dragnea are dreptate, e pe educație. Pentru că orice părinte, dacă mergeți pe stradă și un copil aruncă pe stradă o hârtie, spune nu mai arunca ca țiganul, da? Da, sau nu te, dacă nu fiți de cuminte, vine țiganul și te fură. Aici are dreptate, dar aici nu faci prin lege educație. O faci educație, o faci pur și simplu și părintele trebuie educați să ne schimbăm puțin, să nu mai facem... Aici suntem de acord. Deci, stați puțin, că eu nu sunt în dezacord cu dumneavoastră cu legea Dragnea. Absolut de acord cu dumneavoastră. Unde însă vin și nuanțez este că este clar nevoie de, hai zicem așa, educație, da, inclusiv în rândul jurnaliștilor. Da, nu lege. Aici, da, și asta am spus, domnule, trebuie să-și găsească breasla, propriile mecanisme de reglementare, eu asta am spus. Da, este pentru nevoie și de asta, pentru că, vă amintiți, există și acum, cred că, cel puțin pe hârtie, Clubul Român de Presă. Nu, e un fel de sindicat, e un fel de, păi, nu știu. Da, și de acolo ar trebui să vină un ghid. Eu ce vă spun, eu sunt mai liberal așa, comportament, vă rog. În momentul în care mergi pe piața asta liberă și scrii și oamenii sunt educați, vorbesc de cititori, evident că nu te va citi nimeni când tu spui prostii. Nu, stați puțin aici. Sau îți cobori, cobori nivelul de discursului. Nu știu, eu cred că oamenii încep încet să vadă calitate și necalitate, sau mai puțină calitate și să urmărească calitatea. 77% din populație, da, deci nu luați așa. 77% din populația României nu-și dorește ca vecinul țigan. Studiu, IRES, da?
nu știu câte milioane, 1,5 era ultima dată. Eu putem obliga pe lege să aibă vecini țigani? Stați puțin, aici deci... E vorba de o percepție. Da? Și dumneavoastră spuneți așa, domnule, stați puțin, că de fapt publicul la un moment dat alege. Eu vin și spun, da, dar fiți atenți că publicul ăsta îi place să înjure. Publicului românesc îi place să înjure homosexualii. Vedeți ce se întâmplă cu ăsta și că de asta nu ne putem noi, nu trăim bine, că nu ne căsătorim bă cu femeie. Publicului îi place să înjure alte grupuri vulnerabile. Îi place. N-avem migranți, dar ne frică de migranți. N-avem nu știu ce, dar ne frică de nu știu ce. Da, pentru că mulți dintre noi și rolul formatorilor de opinie este inclusiv de a transmite mesaje serioase în piață, de a transmite mesaje panicoase sau pavlovian răspundem așteptărilor. Aprindem brecul ăla rasismului, becul intoleranței și așa mai departe. Din perspectiva asta, înțeleg nevoia de dezbatere. De dezbatere. Nu de legislație în modul în care PSD-ul, domnul Dragnea, a promovat-o. Da, înțeleg perfect. Însă dezbaterea asta poate fi dusă pe cu totul și cu totul alte paliere. CNCD-ul teoretic ar putea să facă chestia asta dacă ar fi susținută puternic. Partidele ar putea să semneze o cartă albă sau un pact în care să facă, domnule, uite, astea sunt normele. Da, chemăm jurnaliștii, chemăm medicii, chemăm breslele profesionale. Hai să stăm de vorbă. Domnule, ce se întâmplă în societatea românească e de nepermis. Da, uite ce se întâmplă. Băi, biserica ortodoxă, promovează și tu altceva. Dau exemple. Da? Însă de aici până la, dacă zici de mine 100.000 de lei amendă, aici e mult prea mult. Vă amintiți cazul jurnaliste? Îl dau exemplu de câte ori vine vorba despre asta. Cazul celebrei jurnaliste de la Constanța, Feri Prădescu, care a publicat niște anchete în care aducea la lumină niște afaceri necurate ale primarului Radu Mazăre. Și a fost condamnată să plătească, și cred că plătește și astăzi, în banii de atunci, 1 miliard de lei, ceva de genul acesta. A fost o nenorocire pentru presa constanțeană. Și să iau un exemplu. Ce să vă spun? Și jurnaliștii sunt supuși unor astfel de pericole, pentru că trebuie, când ai ceva, trebuie să știi cum să scrii. Eu însă am pățit anumite lucruri, pentru că nu poți să dai cu o informație sigură ceva ce e nesigur. Sigur. E că nu poți spune cineva că e vinovat, nevinovat. Poți să scrii că se spune, se vorbește, se zice pe proba aia, pe suspiciunea aia. Adică că și procurorii că fac acuzațiile. Există suspiciunea rezonabilă că... Suspiciunea înseamnă ceva, dacă o luăm și literal și așa. Adică trebuie să fii atent și cum o scrii. Acum, aici e altceva, e de percepție. Dacă eu percep că tu m-ai defăimat, mă duc și mă plâng. Și dacă mai sunt încă câțiva acolo ca mine numiți politic sau de cineva anume, care cred ca tine, atunci eu sunt bun de amendă. Că CNCD-ul ăsta, până la urmă, nu e un organism foarte ok, cum e în alte țări, din specialiști. Cel puțin nu foarte eficient. E politic. E politic. De acord, absolut de acord. Când numești ceva politic, eu nu mă aștept la nimic bun. Corect. Pe algoritm politic, deci că nu e nici măcar... Nu sunt totalmente de acord, pentru că quasi majoritatea membrilor, CNCD, curios, cunosc instituția asta destul de bine, pentru că lucrez destul de strâns cu ea de mulți ani, da? Având în vedere ceea ce fac în viața mea profesională, quasi majoritatea lor sunt juriști, și juriști destul de buni. Uh-huh. Da, există și chestii politice serioase. Și în ultimii ani, spre exemplu, marile critici adresate CNCD-ului este că, din păcate, pe anumite decizii în care au avut în vedere anumite personalități ale politicii românești, au luat decizii cel puțin controversate, ca să nu spun altfel. Haideți să vă spun eu. Sunt plângeri către mai mulți șefi de instituții din țara asta care nu sunt dezbătute, că nu se vrea dezbătute. Da, sunt adversate. Oamenii de acolo sunt numiți politic și, evident, poate pot fi specialiști, dar sunt supuși presiunilor pentru că vrea să se regăsească nouul Consiliu. Așa că voi face cum zice cel care m-a pus ca să fie bine. Bun. Personal, nu aș generaliza. Din nou, nu aș generaliza. Da, nu vedeți că aici e diferența. Da. Nu aș generaliza. Am văzut oameni... Asta nu e o scuză. Tocmai asta nu e o scuză. Da, în momentul în care, da, găsesc oameni, știți, dacă unul din instituția este de bună credință, nu merită să generalizăm. Și eu cunosc mai mult decât unul. Și atunci este anormal ca noi să venim să zicem instituția e de rahat, ar trebui luat naiba, e politizată, face... Când știu foarte bine oameni care au făcut greva foamei, Ișvan Holler, da? Greva foamei a făcut că în calitatea sa de secretar de stat, membru al CNCD, ca să aplice decizie. Asta, deci omul ăla nu poate fi bănuit de chestie politică. Da, pus de UDMR, cu sprijinul UDMR, din partea societății civile. Însă în momentul în care omul, da, un om, scuzați, nici nu trebuia să dau numele, da? Un om a considerat că un drept fundamental, da, este încălcat. Da, omul a făcut greva, adică a ajuns în chestia așa, a stat 22 de zile în greva foamei. Da, adică nu trebuie să generalizăm.
Și aici știi, vis-a-vis de nevoia de dezbatere. Aruncăm așa foarte ușor și publicul vine și zice pe urmă, nu mai avem nevoie de parlament. Lui ar dracu de politicieni, toți sunt o apă și pământ. Și democrația fără parlament și fără partide politice e o nebunie. Iar dacă noi suntem apărătorii democrației, trebuie să nuanțăm și să prezentăm așa. Cum trebuie să zicem, stați puțin, unii politicieni sunt tâmpiți. Unii. Însă în momentul în care noi aruncăm, unii romi sunt tâmpiți, unii homosexuali sunt tâmpiți, unii unguri sunt tâmpiți, unii români sunt tâmpiți. Dar în momentul în care noi venim și spunem etichete, parlamentul este, toți parlamentarii dorm. Mă, suntem cel puțin la fel de vinovați ca aia care adevărat dorm și care distrug imaginea. Dar pentru că se numește complicitate. Mai mică sau mai mare, instanța, publicul, trebuie să decidă. Dar în momentul în care publicul este cu adevărat educat în spiritul democrației. V-aș ruga să ne întoarcem, e foarte corect ce spuneți fiecare dintre dumneavoastră, v-aș ruga să ne întoarcem la această chestiune legată de Liviu Dragnea, de legea antidefăimare care astăzi arată așa cum arată și e foarte diferită de felul în care arăta cu ceva vreme în urmă. Este foarte clar că după pumnii cu ghirimele de rigoare, desigur, luați de la presă și pumnii luați de la ambasada americană, domnul Dragnea, deși spune că nu renunță, e clar că, așa cum arată legea asta, a renunțat definitiv. Să se schimbe primesc. Așa. Dar, ținând cont de felul în care funcționează memoria societății, memoria alegătorului, cât va conta, cât vor conta ochii vineți pe care i-are domnul Dragnea acum la alegeri, să spunem? Nu contează deloc. Nu, pentru că fiecare, așa dintre, mă temeam și eu. Fiecare dintre cei care deja au opțiune o vor păstra. Fiecare și-a căutat în interior resorturile care să susțină sau să respingă această lege, așa că nu vor fi. Practic, fiecare partid s-a ranforsat, vorbesc de cele două mari, de o parte sau de alta. Cei care erau înspre zona social-democrată au spus despre liberali. Ați văzut și schimbul acela. Liberalii spuneau, renunțați la legea defăimării, ceilalți spuneau, nu renunțați la legea prevenției. Adică e clar că e o bătălie așa bumbăceală între cele două mari partide și între simpatizanților. Pentru că la toate alegerile, prima grijă a partidelor este să scoată la vot proprii simpatizanți și proprii votanți, nu pe ai adversarului care oricum votează împotrivă. Așadar și aici, fiecare e fixat și poate că astfel de dispute au rolul exact să fixeze alegătorii și simpatizanții, să-l capaciteze și să-i spună în continuare, e foarte bine cum ai ales să votezi, votează în continuare așa, pentru că ai mei sunt cei mai buni. Și asta e, până la urmă, ceea ce țintește fiecare partid în ajun de campanie. Ar trebui să vă uitați un pic la tot ce înseamnă cifre dinainte de alegeri și să vedeți și de după alegeri, dacă și în sondaje. Și o să vedeți că de foarte multe ori cifrele dinainte de sondaje n-au nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în după alegeri. Dar fixarea asta electorilor este utopică. Da, pentru că, da, există în România două mari blocuri. Dreapta-stânga. Amândouă undeva jur de 30-35%, depinde cine vine la vot mai bine. Marea miză este pe votantul nehotărât. Ăla emoțional. Mulți sunt emoționali. Quasi majoritatea sunt emoționali, dacă stăm să ne gândim. Da? Pentru că inclusiv din cei doi poli, 35, da, nucleele, sunt foarte mulți care schimbă opiniile în funcție de prestația electorilor, da, candidaților în timpul alegerilor. Ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidențiale arată da, forța nehotărâților pe de-o parte și cât de repede se poate schimba dintr-o parte într-alta. Da? Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în turul 2. Da. Asta cu ei dau măsuri, dau ca să-și fixeze, e doar în mintea celor care fac strategii de campanie electorală din birou. În teren se întâmplă cu totul și cu totul altceva. Da? Omul votează cu puterea. Alegerile locale sunt cele care definesc câștigătorii, de foarte multe ori la alegerile generale. O să vedem ce se întâmplă la alegerile locale peste câteva luni, la începutul lunii iunie. În momentul în care cele două blocuri vor fi relativ egale, vom avea partide care vor hotărâ soarta. Da? Și atunci se va da bătălia. Dar personal mizez da? Ca partid de balama pe un PMP, UDMR-ul care veșnic este un partid balama și... Da, un EPR ce mai rămâne din el? Un EPR nu-l văd să treacă 5, dacă merge singur, însă se pare că nu va merge singur. Dar ceea ce se întâmplă în momentul de față sunt doar încercări de a-ți crea cel mai bun culoar. Dar PNL-ul este cam inexistent în ultima perioadă. Da? PSD-ul încearcă să potolească prin inițiativa de asta principalul adversar, Facebook-ul.
jurnaliști, da, oamenii care comunică direct. Că ăsta e principalul adversar al PSD-ului. Nici de cum presa scrisă sau presa sau audiovizualul. Nici de cum. Audiovizualul, după cum vedeți, este mai molcom decât de obicei înainte de campanie. Urmează să vedem ce va urma. Însă Facebook-ul poate fi potolut doar printr-o astfel de chestie, tocmai de aceea amenziile foarte mari pentru oamenii care scriu articole pe Facebook. 100.000 pentru o televiziune serioasă înseamnă mult, dar nu atât de mult. Da, la urmă, urmei... O dată. Da? Dar de două ori deja păi e o problemă. Păi nu fiți atenți că dacă dau un subiect grav, pot să-mi iau o dată. Da? Și o dau o dată și mă duce toată lumea. O dată mi-o iau pentru subiectul ăla. Da? O dată, nu mi-au de 10 ori. Însă în Facebook, da, și în media online, lucrurile se joacă altfel. Acolo o amendă de 10.000 înseamnă deja mult pentru foarte mulți. V-aș întreba pe de altă parte și dacă uitarea asta despre care vorbeam, uitarea alegătorului român, memoria scurtă, după ce PNL vine cu o prostie pe piață, PSD vine cu o prostie pe piață, vorbesc la modul general. Uitarea asta a alegătorului român este specifică doar alegătorului român sau e o chestiune... care ține de natura umană și o întâlnești în timpul alegerilor în oricare dintre țările lumii. Bun, se întâlnește peste tot, acum e accentuată la noi. Așa. Deci la noi lucrurile sunt puțin mai rele. E mai românește, așa, mai mioritic tot timpul. E altfel și original la noi ca și democrația. Ce se întâmplă? Aici legea asta a domnului Dragnea a avut un pic rolul mai distrugător puțin. Pentru că ei au început tot timpul și prin faptul că Iliescu a fost dat afară din PPN și alte lucruri, să se dezbăreze oarecum, să se nuanțeze, să noi nu mai suntem foștii comuniști, nu mai suntem moștenitorii, noi suntem social-democrați adevărați. Ori, revenind aici, practic, întorcându-ți din nou Facebook-ul tot împotrivă, aricindu-se tot la această lege, practic, tu ai pierdut ce ai construit atâta timp. D'accord. Și atunci, în momentul ăsta, e clar că liberalii puțin au de câștigat în ce privește pătura aia nehotărâților, probabil. Pentru că aici se va merge și la alegerile locale, fiind într-un singur tur, dacă se va merge până la urmă așa, pe votul util. E foarte clar că PMP-ul, ALDE-le, vor eroda pentru PNL pe dreapta, la fel și UNPR-ul pe stânga, mai puțin poate la PSD. Dar vor merge PNL-ul și va spune, nu votați cu Alinu Băsescu, nu votați cu Tăruceanu, sunt buni, sunt de dreapta, dar votați votul util, pentru că dacă nu votați votul util, riscați ca la București să vină comuniștii din nou. Iar asta cu uitarea, oamenii vor uita, vă spun eu, va ieși un alt scandal după cele două, după asta de azi. Oh, da. Așa. O dată cam la 10 zile, două săptămâni, tot este câte ceva să oamenii, nu cuiască. Oamenii tot timpul sunt pe ultimul scandal. Cum se poziționează politicul pe ultimul scandal? Și în funcție de ultimul scandal, provocat sau neprovocat din întâmplare sau mai puțin din întâmplare, se va merge la vot. Pe un vot util, pe un vot de-asta emoțional anti sau pro, cert e că se va decide în ultimul moment. Mai ales acum că... Sunt sondajele arată și văd că e destul la curent cu domnul cu sondajele. Sunt 31, nu, știu ce zic. Sunt unele studii făcute de recent. 30-31. Aici se joacă cele două bazine, mai ales în București. Bucureștiul dă trendul. Dacă în București PNL-ul sau PSD-ul pierde... Nu dă trendul, însă e extrem de important. E destul de greu. Da? Acum... Adică sunt zone care deja sunt oarecum antamate. Da, tradițional de către o forță politică sau nu, repet, nu contează când doctrina, că lumea zice, domnule, doctrina, hai, lasă-o dracu de doctrină. Am văzut, stânga a luat măsuri de dreapta, dreapta a luat măsuri de stânga. În România, stânga și dreapta este extrem de, hai să zicem așa, prietenoasă. Liber schimbiști, da, de prietenoasă între ele. Bucureștiul se joacă, da. Candidatul PSD în momentul de față are un mic avantaj în sondaje, însă atât de mic încât nici măcar nu ar trebui luat în calcul. Se poate întâmpla orice. În condițiile în care, da, eventualul candidat din partea PNL este Bușoi. Nu m-ar mira ca PNL-ul să schimbe candidatul, un candidat surpriză care să nu fie, dar să nu aibă timp să fie erodat. Nu m-ar mira deloc. Da, nu m-ar mira ca fostul președinte, în eventualitatea în care intră în alegeri, să schimbe mult din ierarhiile actuale. Nu m-ar mira deloc. Da, interesantă intrarea lui Ciprian Ciucu, da, în momentul de față, extrem de interesantă.
dar care clar că va rupe și din stânga și din dreapta, dar cel mai mult va rupe de la USB. Suficient cât să scoată capul peste restul? Nu. Nu. Adică, din punctul meu de vedere, dar Ciprian Ciucu se va duce la un maxim de 7%, însă va rupe suficient de mult de la anti-USB, anti-Nicușor Dan. N-am înțeles candidatura asta, recunosc că n-am înțeles-o. Pe Ciprian îl cunosc de foarte mulți ani, un tip de calitate deosebită, da? Dar n-am înțeles-o. Poate chiar își dorește să facă ceva pentru București. Sunt convins, de asta sunt convins. Adică sunt convins că Ciprian nu face jocuri. Nu-l cunosc de prea mulți ani ca să... Da, însă... Nici măcar cu Monica Macovei în spate? Dumnezeu să mă ierte. Dar nu face jocuri, dar e un calcul. Da, nici nu știu uneori nici jocurile soției mele, dar atunci când dorește, în momentul în care dorește să obțină ceva, dar rămite de la jocurile lui Ciprian. Doamne iartă-mă, habar n-am. Da? Însă, ceea ce știu cu siguranță în momentul de față este că se joacă. Vis-a-vis de ceea ce spunea antevorbitorul meu, și anume că e foarte probabil ca lucrurile să Bucureștiul foarte probabil ca Bucureștiul să influențeze decisiv. E bine, nu-i cam așa. Dacă vă aduceți aminte, PSD-ul n-a câștigat niciodată alegerile în București. Niciodată. Dar cu toate astea, au fost perioade în care au câștigat la nivel național zdrobitor. Da? Au fost și cu 60-30, adică au chestii zdrobitoare. Contează foarte mult, foarte mult. Contează ce se întâmplă în următoarele luni și ce va face DNA-ul. Și aici nu glumesc. Sigur, păi nu-i de glumă. Da? Pentru că hai să vedem cine mai rămâne în libertate. Da, ceea ce s-a întâmplat în momentul de față cu cei doi lideri ai Partidei Romilor, da, nu e... Să știți că e o carte împotriva PSD-ului. Pentru că, votanții romi, în general, mergeau pe stânga coordonați de Partida Romilor. Nu uitați că Partida Romilor, la un moment dat, chiar și-a pus ca terminație social-democrată în coadă. Dar faptul că acum au probleme pentru formațiunile rome, nu rămâne decât o singură chestie, să meargă pe mâna lor. E, asta nu ajută PSD-ul mai mult decât pe PNL. Da, votantul rom respectiv, repet, dar era mai degrabă votant de stânga decât votant de dreapta. 10-20-50 de mii de colo. 10-20-50 de mii de voturi dincolo. La o participare la vot care nu va fi cu mult mai mare decât ceea ce a fost la ultimile. Adică 50-55%, dacă avem, e mult. Nu, da? Cumva mai scăzută? Om vedea. Vom vedea. Eu personal mizez pe un 50-55%, poate puțin. Dacă va fi scandal. Vom vedea. O să vedem foarte masiv. Însă pe chestia asta și cu fragmentarea care este, nu uitați cu partidele cu 3 oameni, da, care s-au înființat multe, care o să rupă din nou. Dar puțin, dar rup. Da, o să fie partide la nivel local, partide locale care câștigă consilieri la nivel local. Deci lucrurile au cu totul și cu totul altă dinamică în momentul de față, da, iar cine vine și zice, stați puțin stânga, dreapta, sondaj, Firea versus Bușoi, 35-32, a ieșit Firea, mamă, bă, se îmbată cu apă rece și habar n-are ce înseamnă politica românească în contextul 2016. Vă rog, domnule Buble, dacă doreați să adăugați ceva, pentru că mai am un subiect legat de asta. Ca observație, partidele românești așa foarte originale. Dacă mergeți în Germania, în Franța, cine e de dreapta, e de dreapta și nu se duce foarte mult spre stânga, pentru că acolo e altcineva. Sigur. La fel spre extrema stângă. La noi nu au apărut încă partidele acelea antisistem, cum sunt în Germania, cum sunt în Franța, pentru că partidele noastre preiau din mers ceea ce îi place electoratului. Îi place să fie puțin anti-imigrație, anti-refugiați, zicem și noi la fel. Se adaptează cerințelor. Da, și atunci și pe stânga și pe așa, și PNL-ul și PSD-ul merg așa, elastic, și să cuprindă tot, dacă aș putea să iau și de la stânga și de la dreapta. Dar până la urmă, vorbim de partide mici, partide mari, alea de buzunar, care vor lua, vor rupe. Alea sunt negocieri la nivel local, pentru a mai lua un viceprimar, pentru a mai lua o comisie dintr-o primărie, dintr-un consiliu județean. Ce se întâmplă la nivel național însă, ai luat primăria capitalei, ai un trend foarte puternic, pentru că e al doilea număr, ca număr de voturi la nivel țării după președinte. Și vei lua un avânt destul de mare. La fel în marile primării. Asta cu DNA-ul contează foarte mult, mai ales în zona... Dacă nu, va fi arestat acel om, deși poate candidat și s-a demonstrat și din pușcărie și să fie primar. Să și cazul voluntar. Dar, va conta foarte mult la PNL. La PNL statutul și acel program de integritate interior, dacă ești arestat, dacă ești reținut, sunt anumite chestiuni pentru care nu poți candida, este suspiciunea aia, nu te lasă să candidezi. La PSD nu e așa.
Deci va afecta mai mult PNL-ul decât PSD-ul. DNA-ul, dacă se va întâmpla. Nu? La PSD. Da, nu, da. PNL-ul a mers și a aplicat acest sistem draconic și vă spun, chiar s-au ținut de el și cunosc foarte bine situația aici. Și sunt foarte mulți primari, uitați-vă la Brașov, domnul Scripcaru nu va candida pentru că are niște probleme la sectorul 1 sau în alte zone, unde vin anumiți tineri care vor fi candidații partidelor. Și aici PNL-ul riscă foarte mult, vom vedea cât de mult riscă și de asta bătălia asta foarte mare și insistența pe două tururi. Pentru că într-un singur tur este foarte clar cine e pe funcție are prima șansă. E, aici cu două tururi PNL-ul să-și suportă consecințele. Personal înțeleg decizia, deci nu înseamnă că sunt de acord, dar înțeleg decizia premierului de a nu se băga într-un joc politic. Păi frate, dacă voi acum un an de zile ați zis că e bine, păi de ce să zic eu acum că nu e bine? Da, ia, dacă voi aveți, vreți așa și vă înțelegeți voi între voi cu două tururi, ia, înțelegeți-vă voi în Parlament că puteți să o dați în două tururi. Însă, deci înțeleg, hai să zicem așa, decizia premierului de a nu se băga în discuțiile politice pe acest subiect. Însă, încă nu sunt convins că cele două tururi nu vor exista. A, ce sunt de acord. Dacă nu sunt convins. Dacă se va ajunge la Curtea Constituțională... Nu sunt convins. Rămâne clar. Rămâne de văzut, dar acum, de-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși, l-am duce toate. Să le ducă. De momentul. Pace, să le ducă. De război. Categoric. Da? E vremea taman bună acum pentru protocoale în politică, nu mai avem mult până la alegeri. După ce PSD s-a aliat cu ALDE și cu UNPR, liberalii încearcă și ei să atragă electorat de stânga. PNL și partidul lui Mircea Joana au semnat un protocol de colaborare pentru perioada post-electorală. Asta înseamnă că cele două partide vor avea candidați proprii, se vor ajuta în secțiile de vot și vor face împreună majorități în consiliile locale. Potrivit documentului, Alianța Postelectorală are în vedere realizarea unei majorități parlamentare care să constituie și să susțină viitorul guvern. Cele două formațiuni au semnat anul trecut, în aprilie, și un acord de colaborare parlamentară. Liberalii vor să încheie astfel de protocoale și cu partidele ecologiste. Noi avem un protocol de colaborare foarte, foarte simplu, post-alegeri. Câți consilieri au, de asta vom ține seama. Nu vom încheia nicio lanță electorală. Eu văd, dimpotrivă, grabă mare pe partea cealaltă, a fostului alt guvernamental, unde chiar sunt semnate protocoale de alianțe în alegeri. Deci nu văd nicio grabă, dimpotrivă. Bun, iată, PSD și-a făcut deja treaba din punctul acesta de vedere cu ALDE și cu UNPR, dar liberalii cu partidulețul lui Mircea Joană? Cu ecologiștii? Din nou e strategie. PSD-ul a mers foarte rapid și a proces la două semnări de acorduri, cu UNPR și cu ALDE. A oficializat deja, iertați-mi cuvântul, amandlâcul. Așa, dar... PNL cu cele PNL-ul două... a rămas singur și părea că e izolat. Și mișcările astea prin care se semnez și cu unul și cu altul, practic, e să arăt că nu sunt izolat. Am și eu variante. Ambele însă sunt de fațadă, pentru că niciunul dintre cele 4-5 protocoale care vor fi semnate și de PNL și de PSD nu prea vor fi puse în practică pre-electoral și nici electoral, ci post-electoral. Oamenii trebuie să înțeleagă că ei vor negocia funcții după alegeri. În funcție de câți votanți, câți oameni vin la vot, câte mandate de consilier, local, județean și primar voi avea, voi pune pe masă. Tu o să-mi dai mie un șef de consiliu contra unui primar, un viceprimar în Ciuconu, sau doi viceprimari, sau un vicepreședinte de consiliu, sau un șef de, nu știu ce, de concentrat în subordinea Consiliului Județean. Deci totul e pentru negocierile post-electorale. Pentru că dacă va rămâne într-un singur tur și spre asta se merge probabil, dacă nu va fi turul 2, vedem dacă vor merge aceste demersurile liberalilor, e foarte clar că PSD-ul nu va face niciun fel de alianță locală cu UNPR-ul. Asta știu sigur din interior, ordinul așa e, s-a semnat ceva, mai mult să nu ne batem între noi în timpul campaniei, dar nu se va semna nimic cu UNPR-ul, pentru că UNPR-ul în momentul ăsta trage în jos. Nici cu ALDE nu putem face, pentru că ALDE vrea și el să aibă identitate de dreapta. Dar vom face împreună anumite chestiuni. S-ar putea ca la București, pe anumite sectoare, pe București probabil, ținând cont de candidatul care va veni, PNL-ul, dacă nu va fi domnul Bușoi, va fi altcineva probabil, pe ultima sută sau alte combinații la București, dar vor fi locale anumite alianțe astfel încât să împiedici blocul celălalt să aibă majoritatea. Dar, pe total și în principiu, se fac aceste protocoale doar să nu ne atacăm între noi, să-mi asigur că știm multe de la mine, UNPR sau ALDE, nu mă atași tu pe mine în campanie, sau să fim prietenoși, să nu ne atacăm noi între noi, să vezi dușmanul în altă parte. Dar toate au esență post-electorală și mai mult acum de imagine pentru a arăta că nu sunt singur și pot să fac combinații dacă doresc.
Ce nu înțeleg eu este de ce în 2016, la 26 de ani de la Revoluție, electoratul român nu a învățat încă faptul că are dreptul în campaniile electorale, când politicienii se duc prin țară să le vorbească, să-i convingă, să-i momească, să-i... nu spun să-i mintă. De ce n-au învățat încă alegătorii în 2016 că au dreptul să-i întrebe pe acești politicieni care solicită un nou mandat? Ce ai făcut, domnule primar, domnule senator, domnule deputat, pentru mine și pentru comunitatea noastră? ABC, ce ai îndeplinit, ce nu te-ai ținut de cuvânt? Ce ai în plan să faci pentru noi și pentru comunitate? Cum și cu ce? Sunt lucruri foarte simple care n-am nicio îndoială, iar pune în mare dificultate pe acești oameni. Și alegătorii ar deschide, sper, mai bine ochii să vadă pe cine votează. Încă n-au învățat în 2016. Aveți vreo explicație pentru asta? Încă e o diferență foarte mare între ceea ce înseamnă zona în care ne aflăm din București, dar și nu spun nici măcar tot Bucureștiul, și restul țării. De foarte multe ori noi avem tendința de a judeca și a pune întrebări în funcție de valorile pe care noi le îmbrățișăm, uitând că valorile noastre nu sunt de multe ori împărtășite de ceilalți. La nivelul marii majorități a României nu contează foarte mult politicianul, dar politicianul este văzut ca reprezentant, ci este văzut ca stăpân. Pentru că nu uitați, țara asta multă vreme și a plătit, au avut oameni care plăteau tronul. Și veneau pe urmă ăștia și făceau de toate, nu ca să-și câștige banii înapoi. Același lucru s-a întâmplat multă vreme în istoria României și încă se mai întâmplă de foarte multe ori. Dar confuzia asta între reprezentant și stăpân este extrem de prezentă la nivelul locațiilor, mai ales din mediul rural, mai ales din mediul, hai să zicem așa, mai sărac a României. Unde nivelul educației este mult mai slab decât ceea ce credem noi că înseamnă educația românului. Dar ai România reală. De foarte multe ori imaginea noastră este deșanțată și distorsionată privind România reală de aici și clivajele existente între așteptări și realitate. Da? Trebuie, cred că, să ne gândim cum facem ca să introducem educația în interior. Ieri am fost la o lansare a administrației prezidențiale pe o inițiativă pe educație pe care și-o dorește și la final a fost o dezbatere între doi puști de la Ardor. Sunt mândru că am făcut parte din echipele Ardor undeva în 95, Asociația Română de Dezbatere și Oratorie, în care un puști susținea de nevoia de educație pentru democrație. Introducerea în curicula școlară. Educație pentru democrație. Pe lângă exercițiul academic de retorică, da, ideile aruncate de acel puș, Tudor îl chema, dacă nu mă înșel, venea și, da, erau aplaudate de foarte mulți politicieni din sală, erau foarte mulți, da, inclusiv din Ministerul Educației, dar sunt sigur că niciunul n-ar fi pus în practică o chestie de genul ăsta. Asta era aplaudat din sinceritate sau că dădea bine? În teorie sună bine. Zice, bă, să-l facem pe ăla, să înțeleagă democrația, prin valorile europene, principiile. Zice, da, bă. Și pe urmă să le aplice pe mine, nu mai e bine. Nu mai e bine. Gata, ai cu legea de făimări. Las-o, dracu, nu-i frumos. Ce dracu? Poți să spui de altul. Dar de mine, nu. Da? Astea sunt discuțiile care le avem. Uitați-vă la ce se întâmplă în spațiu public pe educație. Știi că sărim un pic. Să fie latina, să nu fie latina. Și au sărit toți jurnaliștii, mulți jurnaliști, au început să zică, latina! A, și dacă întrebai ce înseamnă aquila non capit muscam, vă jur că nu știa niciunul. Dar toți erau oripilați că, domnule, latina se scoate din planul cadru. E, dacă ne uităm la celelalte state, o să vedem că ei au educație pentru democrație din clasele mici. Și o să vedeți, spre exemplu, că au exerciții de dezbateri sub formă debate, Karl Popper, în școli în care politicianul local vine și stă de vorbă cu puștii din gimnaziu și le explică de ce construiește un teren de joacă în școală și nu face nu știu ce tabără pentru elevi. Pentru că e un mod prin care statul respectiv își îndeamnă cetățeanul, viitorul cetățean, să devină cetățean activ, participativ la ceea ce înseamnă democrație. La noi, în schimb, trebuie să învățăm biserica. Dumnezeu să mă ierte, credeți-mă, cred în Dumnezeu cu toată tăria. Da? Însă, cred că în locul religiei din școli, ar trebui să avem istoria religiilor. Da? Cred că în locul educației civice, în moment, țara asta și pe lumea asta. Da, în locul educației civice, în momentul în care, modul în care o avem noi, ar trebui să avem educație pentru democrație. Eu lucrez în viața mea privată, să zicem așa, dar profesională, fac dezvoltare comunitară. Participativă. Și ne ducem la puști din țară și învățăm să se ducă în consiliul local să susțină punctul de vedere.
multă lume, gvasi majoritatea lumii, dar poporul român nu știe că ședințele Consiliului Local sunt în gvasi majoritatea cazurilor publice. Și că are dreptul să se ducă acolo și să zică, fii atent, în momentul în care trage asfalt, da, ai bani de asfaltare, vreau să decidem împreună unde pui asfaltul. Nu să-l pui la tine în fața străzii, că ai tu casa acolo, domn primar. Toată lumea înjură primarul, dar nici unul nu ia atitudine, pentru că nu e învățat de fapt că el are dreptul de a lua atitudine. Pentru că, din nou, reprezentantul este stăpân, nu este reprezentant. Și atunci stai cu capul plecat, vin cu harabnicul, îți mai dau două în freză, dar dacă nu stai cu minte, spun și taxă pe fumărit. Asta nu se întâmplă neapărat, da, în secolul XVII. Adică se întâmplă în secolul XXI, când este amenințat cu venitul minim garantat, spre exemplu. Dacă nu stai cu minte, tai venitul minim garantat. Pentru că, din nou, eu sunt stăpânul. Adică, din ce sensul rezonați, domnule Duminică? Și întrebarea este valabilă pentru fiecare dintre dumneavoastră. În fața unui astfel de stăpân, pe care îl accepti, într-un fel sau altul, asta înseamnă implicit o atitudine de, iertați-mă, de slugă? Da. Ăsta este electoratul român? Când te comporți ca sclavul, ești tratat ca sclavul. Dar în momentul în care primești o găleată pentru un vot, în momentul în care, da, participa... Viitorul tău pentru 4 ani este antamat și este promis pentru 1 kg de făină. Dumnezeu să mă ierte. Da, nu ești altceva decât, cum ați spus dumneavoastră, văzut ca o slugă. Uite, nu o să încerc să... Dar nu o să spun că... Ești văzut ca o slugă pe care poți să o cumpăr cu ceva. Mulți, dar proști, măria ta. Da. Da, nu e de acum. Într-adevăr, a scris-o Vlahuță și a pus-o în gura lui Alexandru Lăpușneanu. Însă era un mod de lucru care există și în momentul de față. Din păcate. Domnule Buble, vă rog. E mai complicat. Eu cred că trebuie să mai treacă foarte mult timp până să învață democrația asta, care trebuie să fie cu adevărat. De câte ori încă 20 de ani, vorba lui Brugan? De foarte mult timp. Pentru că poporul ăsta a fost educat timp de nu știu câți ani în comunism și a văzut altceva, a văzut stăpân. Și plus ce vine în urmă. Pentru că au fost 50 de ani de comunism, totuși să nu uităm, dar au fost câțiva sute de ani în care stăteam cu capul plecat în fața tuturor. Când era democrația pe care o idealizăm cu toții din anii, din perioada interbelică, dacă citești cu atenție și nu mai idealizăm tot atunci, da. Și atunci era cam la fel. Cine punea prefect, tu avea primaria, apoi că venea prefectul și te bătea, liberalii și cu țărăniști. Citim istoria și vedem. Și acum se întâmplă la fel, pentru că oamenii acceptă că vin alegerile. Și când vin alegerile, începem să ciupim ceva. Și diverse grupuri de presiune cetățenești, mai unite sau mai puțin unite, vin asupra candidatului, vorbesc biserici, vorbesc grupuri profesionale și spun, dacă îmi dai, eu îți asigur voturile mele. Dacă îmi faci și mie lucrul ăsta, eu îți asigur voturile mele. Asta la marele orașe și în zonele urbane aglomerate, pentru că în zonele rurale vine primarul și spune, eu ăștia le-am făcut niște drumuri la satul ăsta, aici am neamurile mele și o să vezi că încet, încet, cu toate înscrierile și zonele de acolo, cam iese primarul. Adică lucrurile sunt un pic foarte, foarte, foarte românești. În afară de faptul că el e văzut ca stăpân acolo și te lucrează cu venitul minim garantat și cu alte ajutoare sociale, își permit anumiți primari care au anumite sate, e o comună care are 3-4 sate, să lucreze doar, practic, să investească în 2 sate care au o populație majoritară, pentru că pe el interesează numărul de voturi și nu interesează toată comunitatea. Haideți să vă dau un exemplu efectiv. Da? 2 minute. O localitate la 30 de km de București. Cea mai bogată comună din Călăraș. Frumușani. O comunitate foarte mare de romi acolo, 1100 de oameni. Decid primarul. Da? Dar cei 550 de votanți decid primarul. Vasi majoritatea lor nu au acte de proprietate pe teren, da? Cu toate că au încercat mulți să-l convingă pe primar să rezolve problema asta, inclusiv cu bani mulți, da, acordați, primarul refuză sistematic. Pentru simplu motiv că știe că dacă rezolvă problema aia, nu mai are cu ce șantaja electoratul respectiv. Dacă nu stai, dacă nu votezi cum trebuie, te dărâm. Pentru că legea îi permite să dărâme. Da? E, ăsta e modul de stăpânire la care mă refer. Nu e, de ceea ce se întâmplă nu e nou. E ok, dar i s-a permis. Pentru că eu am construit fără autorizație și acum sunt la mâna. Nu, stați puțin. Deci ăla se duce la primar, ca să vă spun cum e. Se duce la primar și zice, bă, primare, dă și mie teren. Legea spune că pentru tineri căsătoriți poți să dai. Dar ăla zice, du-te, bă, acolo construiești în țigănie, pe barba mea. Dar ăla e amărât, e prost, mulți da proști măria ta, dar nu știe, nu are carte. El se duce, neam din neamul lui a construit, construiește și el, da? Pe urmă, ăsta știe că a mai câștigat încă o familie pe care o poate, cu ghilimele de rigoare, stăpâni. Cu ghilimele de rigoare. Și începe să se joace.
Dar, din păcate, chestiile astea la nivelul comunelor, dar în care venitul minim garantat, situații din astea de vulnerabilizare sunt folosite ca și argument pentru a vota într-o parte sau alta, nu sunt foarte puține situațiile astea. Și foarte mulți dintre primari le folosesc pentru că, din nou, eu nu reprezint, eu stăpânesc. Da. Nu mai avem timp, discuția este absolut minunată și vă mulțumesc, stimați invitați, pentru cum se desfășoară această dezbatere. Nu mai avem timp, trebuie să luăm o foarte scurtă pauză, dar revenim la fix și discutăm, printre altele, și despre cazul bebelușilor, criza acelor copii care sunt afectați de încă nu știm ce, dar mai ales despre cum răspunde sistemul la această criză. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Ne-am întors în direct, invitații mei dezbat în continuare, a fost o dezbatere aprinsă și în timpul pauzei. Vă rog să ne spuneți și nouă ce dezbăteați. Vorbeam despre comunitatea romă în diverse comunități locale și felul în care sunt legați de biserică sau de anumite confesiuni. Da. Da, foarte interesant oricum. Interesant, fără îndoială. Haideți să ne mai uităm la încă un proiect. Nu știu câte șanse de succes are un asemenea proiect. Se lansează proiectul fostului premier Victor Ponta. Mâine va fi lansată asociația Black Sea Regional Projects. În proiect vor fi invitați lideri politici și diplomați, spune Victor Ponta. Am spus ceva greșit? Stai puțin, că nu știu despre ce vorba. Iar păi aflați acum. Asociația Black Sea Regional Projects. Ai fundația lui Musiu Ponta și lui exact. Domnul Constantinescu. Da, am da, înțeles. Da. Și vor fi invitați lideri politici și diplomați, spune fostul prim-ministru. Nu dă însă niciun nume. Îi rog pe colegii mei nici măcar să nu mai dăm materialul, pentru că ne pregătim de o legătură directă cu realitatea. Ei, ce șanse dați domnului fost prim-ministru Victor Ponta cu acest proiect? Da, nu foarte pe larg. Nu știu dacă Victor Ponta nu este, da, poate fi acuzat de orice, de orice, dar nu de faptul că nu știe să-și calculeze pașii. Eu cred că momentul în care Victor Ponta s-a retras a fost unul bun, poate cel mai bun pentru dumnealui. Dar cred că are șanse mari să pună pe picioare pe o fundație de tipul cele pe care o menționați mai devreme. Da, un bun vorbitor, da, un strateg destul de bun, da, cu o capacitate destul de bună de a mobiliza resurse în jurul dumnealui, și când spun resurse, mă refer și la resurse umane și la resurse financiare, da, așa că are șanse. E o cale pe care și alți mari politicieni, gen Madeleine Albright, da, a creat-o, da, Madeleine Albright a creat ceea ce se numește NDI și Aspen Institute și toate marile think tank-uri, da, internaționale. De ce nu și Victor Ponta să facă o chestie de genul ăsta? Are ingredientele necesare pentru a putea reuși, fără nicio problemă. Are și șanse de succes? Dacă se ține de ceea ce propune în titlul acestei fundații. Pentru că eu cred că, în primul rând, fundația asta a fost făcută pentru a se implica politic, domnul Victor Ponta, exclusiv, pentru a crea probleme. În principiu, un PSD și a-l deranja oarecum pe domnul Dragnea. Oricum, la nivel declarativ, sunt foarte buni prieteni. În particular, însă, atât de buni prieteni au fost, încât și-au dat afară fiecare oamenii celuilalt când au putut. Să-l lăsăm pe domnul Victor Ponta și să trecem la chestiuni mult mai serioase, din păcate și mult mai grave. Bebelușii diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic, internați la Spitalul Marie Curie din capitală, se luptă să trăiască. Din fericire, medicii au și vești bune pentru două familii. Copiii acestora ar putea fi externați în cursul zilei de astăzi. Deși cei doi bebeluși sunt acum în stare bună, nimeni nu poate spune care a fost sursa contaminării cu Escherichia coli. Colega noastră, Emanuela Schweninger, este pregătită să ne ofere detalii de ultimă oră. E în direct acum prin telefon și o ascultăm chiar acum. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Pentru prima dată avem vești bune de la Spitalul Marie Curie în ultimele zile. Doi bebeluși, o fetiță și un băiețel, vor fi externați astăzi. Este vorba despre o fetiță din județul Argeș și despre un băiețel din București. Părinții le-au spus medicilor că i-au hrănit pe cei mici fie cu lapte cumpărat de la o persoană care creștea vaci în curte, sau i-au hrănit cu carne care era cumpărată tot de la oameni care creșteau animale în curte. De asemenea, unul dintre părinți a dat copilului o supă de morcovi. Ceilalți patru copii
care rămân internați în secția de nefrologie sunt mai bine, se reia progresiv funcția renală, încep să primească alimentație pe cale orală, iar medicii spun că în acest moment cred că sunt în afara oricărui pericol. Rămân 4 copii internați în secția de terapie intensivă, dintre care 2 sunt intubați, ventilați mecanic. Din păcate, toți copiii care au fost transferați la Spitalul Marie Curie au primit antibiotice. Nu este un lucru deloc bun. Medicii spun că în momentul în care copiilor diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic li se administrează antibiotice, atunci toxinele sunt transportate în tot organismul. Într-adevăr, încă nu avem răspunsuri la întrebări, nu știm nici acum care este sursa contaminării acestor copii. Cauza nu o cunoaștem, nu avem... La nivel de minister, nu e tratată cam știți cum, superficial problema? Așa nu, lucrurile sunt tratate foarte, foarte serios. Scuze, trebuie să... În ce sunteți preocupați? Că n-am primit niciun răspuns concret. Ba da, eu cred că ați primit un comunicat. Deci ați primit un comunicat despre situația, de fapt. După o oră de discuții cu parlamentarii, ministrul sănătății dă asigurări că se fac în continuare investigații. Toate ipotezele au fost verificate. Niciuna dintre ele n-a putut fi confirmată până în acest moment. Verificăm în continuare toate ipotezele pe care le avem. Ce mai verificați în acest moment? Alte variante de infecție și intoxicație. Sunt baterii de teste care verifică mai multe. Specialiștii vi le-au spus de fiecare dată, tocmai de aceea... Ba da. Preocuparea ministrului este să fie liniște. Dacă creăm panică și punem și presiune pe toți medicii de acolo, ce rezolvăm? Credeți că se rezolvă o problemă? La celelalte întrebări, noul ministru s-a ferit să dea răspunsuri concrete. Îmi permiteți... Pentru moartea celor doi bebeluși. Cât credeți că va mai dura această anchetă? Sunt foarte mulți părinți care așteaptă un răspuns. Ce mi se pare foarte interesant, stimați invitați, în toată această tragedie, spunem deja, pentru că sunt copii care au murit, sunt familii care suferă îngrozitor pentru toate aceste lucruri. Mi se pare faptul că vine Ministerul Sănătății și pune în discuție o posibilă infecție cu Escherichia coli, se pun în discuție suspiciuni legate de lapte praf, carne, supă de morcovi, apă de fântână, apă de la robinet, mâini nespălate, apă plată de la îmbuteliată sau mai știu eu de care altfel. Vine Ministerul Agriculturii și spune că s-ar putea să fie vorba despre niște pesticide. Dar știu că pesticidele nu dau infecție. Te otrăvesc, pur și simplu. Am sentimentul că, iată, după aproape 2 săptămâni, nu știu încă acești oameni care-i sursa. În condițiile în care și România, parte, stat membru a comunității europene, face parte și ea dintr-un sistem timpuriu de alarmare, dacă nu mă înșel, așa se cheamă. Păi știți că a mai fost scandalul unui iaurt în urmă cu ceva vreme. A fost scandalul castraveților din Germania. Vă amintiți? Munți de castraveți distruși pentru că un culegător din nu știu ce țară era nespălat pe mâini și a transmis și a contaminat toți castraveții din Europa. În condițiile astea, ne tot uităm, așteptăm buletine medicale, MDO-N comunicate. Și invitații lui, MDO, bună dimineața. Emma, bună dimineața. Noi deja discutăm aici la Realitatea Plus despre această criză, această tragedie a bebelușilor care și-au pierdut viața. Unii sunt în continuare grav bolnavi în spitalele din România. Nu se știe încă care este sursa acestei contaminări, în condițiile în care, le spuneam și invitaților puțin mai devreme, Ministerul Sănătății are niște explicații, niște suspiciuni, Ministerul Agriculturii vorbește despre altfel de lucruri. Marie Curie, spitalul din București, are de asemenea 3 cazuri de Escherichia coli, mai sunt și alte chestiuni asemănătoare. Se iau probe din magazine, stimați invitați, și vi prezint invitat imediat domnul Geru Duminică, sociolog, domnul Iosif Buble, jurnalist la știrpesurse.ro, le mulțumesc că au venit. Se iau probe din magazine, nu pentru Escherichia coli, ci pentru pesticide. Înțelegeți ceva din toată povestea asta? Înțelegeți modul în care acționează autoritățile medicale, de la minister, de la tot felul de direcții de sănătate? Ce înțelegeți din povestea asta? Pentru că eu vă mărturisesc că nu înțeleg mare lucru.
Păi nu înțelege, cred că nimeni, pentru că există, nu există protocol de intervenție, din păcate. Dar în mod normal, în astfel de situații, ar trebui să există protocoale, fără, spun foarte clar. De unde o iei, care sunt pașii pe care îi întreprinzi? No. În stilul românesc, ca și după colectiv, ca și după multe alte chestii de genul ăsta, vedem că noi acționăm brownian, haotic. Pe de o parte. Pe de cealaltă parte, pentru cine nu știe, în România trăiesc peste 8 milioane de oameni care nu sunt conectați la rețeaua de apă potabilă. Dar logica, toți cei 8 milioane pot fi îmbolnăviți de o mulțime de lucruri. Da? Și noi căutăm pe urmă cauzele, ne dăm că e de la portocală, că așa a zis mama, că e de la castravete, că așa a zis tata, și începem să ne dăm de ceasul morții, uitând de fapt că foarte mulți dintre copiii noștri trăiesc lângă focare de infecții și beau apă otrăvită zi de zi, din păcate. Pentru că beau din fântână, a cărei primă pânză feratică este deja contaminată de la pesticide. Atunci, ceea ce se întâmplă în momentul de față se poate întâmpla la scală mult mai mare din cauza nepăsării noastre și lipsei de strategii, lipsei de viziuni. Deci nu avem protocoale, nu avem viziuni. Cum dar să nu avem protocoale, domnule Duminică? Sigur, nu vă critic pe noastră, nu e un reproș pe care l-aduc dumneavoastră, dar cum să nu avem protocoale într-o țară care face parte din acel celebru și verificat deja sistem de alarmare timpurie? A fost o conferință de presă, celebra conferință de presă a unui domn secretar de stat la Ministerul Sănătății, în care se distra cu jurnaliștii. Nu știu dacă ați văzut-o, a fost foarte revoltător ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu a explicat nimic. Practic s-a distrat la întrebările jurnaliștilor. Am aflat și eu că în fiecare județ este un protocol, dar că fiecare DSV acționează în anumite situații exact. După propriul protocol, nu există absolut. Unul național. Absolut. Întrebat fiind, domnule, dar va raporta cineva la minister că s-a întâmplat lucrul ăsta rău sau că a crescut numărul? Păi da, a fost un anumit număr într-o anumită zi, dar au considerat că sunt prea puține și n-au anunțat. Grav e și mi se pare în momentul ăsta că nu se știe de la ce. Practic copiii ăștia, părinților, nu pot să spună ministrul părinților, stați liniștiți că dacă faceți presiune pe noi, noi nu putem să dăm seama ce se întâmplă acolo. Specialistul e specialist, să iau probe, trebuie să-mi lași un timp să treacă, dar mie trebuie să-mi spui ce, pentru ca să știu ce fac cu acel copil. La colectiv au murit niște oameni. Oare dacă acești copii sunt foarte importanți pentru familiilor și sunt pentru țara asta, nu poți să faci ceva? Dom'le, nu știm în țară ce s-a întâmplat, îi trimit în afară. Nu știu, în mod dar normal, nu poți să spui părinților, domnule, stați cu minți, nu faceți scandal, că nu e bine să vorbiți cu presa, să faceți alarmă așa mare, pentru că lăsați medicii să lucreze. Domnule, avem specialiști, știți, aveți habar ce se întâmplă acolo, da sau nu? Pentru că e infecție, e ce spuneați dumneavoastră că iau probe pentru altceva și... Păi, altceva. Spune presa că se duc oamenii aceștia, specialiștii, să iau probe din hipermarket, dar iau probe pentru pesticide, nu pentru Escherichia coli. Nu, dar vă închipuiți ce haiducește să merge. Mă duc în magazine, într-un lanț de magazine pe care îl fac praf, dacă e public numele, și iau portocale. Și spun că alea sunt praf, pentru că au mâncat foarte mulți de acolo și au făcut suc de portocale la copii. Sau mă duc într-un magazin și spun, au, n-au mâncat portocale, poate au mâncat castraveți, poate au mâncat ouă, poate că au luat nu știu ce alimente. Bulic. Și practic distrugi un lanț de magazine sau lanțuri de magazine sau produse în sine, pentru că tu ai o suspiciune nici măcar rezonabilă. Dar vii și spui mie ca și părinte să spui lucrul ăsta, păi îți dau capul de masă. Deci asta cu suspiciunea rezonabilă merge în justiție, dar în momentul în care vorbim de sănătate publică nu există cu suspiciune rezonabilă, ci există analiză. În momentul în care se întâmplă un astfel de caz, primul lucru pe care Direcția de Sănătate Publică, da, unitatea medicală care primește, este trebuie să trimite echipe acolo unde se presupune că este focarul de infecție. Da, și trebuie să ia tot felul de analize de la nivel local, da, de la nivelul familiei, casei și așa mai departe. Bine, lucrurile astea, asta înseamnă protocoale. Pe urmă se merge pe firul logic al lucrurilor, ceea ce există în alte părți. În scandalul din Germania cu castraveții, în 24 de ore s-a aflat sursa. Și a zis, băi fraților, sursa este neagică, dar uite, sera 24, care a avut o problemă nu, de undeva spălat de mâini după ce a făcut toaletă, localizez, localizez de legumele. Unde, infecția, da? De unde au făcut oamenii, ce comportament da, în comun au avut? Traseul, da, produselor, ce s-a dus, ce s-a dus. Asta înseamnă protocoale și instituții care funcționează. Din păcate, la noi sunt, da, chestii de browniene. A, lasă, bă, că merge și așa. Cum vă ziceam cu chestia cu Dragnea mai devreme, veni și acum. A, lasă, bă, merge așa. Care e problema? La urmă, au murit doi copii. Eh! Da, da. Am auzit chestia asta. Practic, am văzut mai deranjat de faptul că presa și că se întâmplă să fie foarte mediatizate cazurile. Asta îi deranjează mai mult decât că, că vorbește au presa murit prea mult. Acei copii. Sigur că da. Dar ce or face aceste protocoale? Spun doar așa. Nu pun problema în altfel. Ce or face aceste protocoale? Dacă vine o epidemie de nu știu de care, de peste ferească, graniță Dumnezeu. Din Ucraina. Păi asta spunem, Doamne ferește. Sau vine vreo epidemie de gripă porcină, că toți au auzit despre niște cazuri, au fost confirmate. Sau vine, Doamne ferește, nebunia aia de Zika din Brazilia.
Noi habar n-avem. Avem protocoale, ținem în sănătate, se umplu de praf și nu știm ce avem de făcut. Ne îndreptăm atenția către biserici din nou și ne rugăm la Duhul Sfânt să ne apere. Vorbesc foarte serios, fără pic de ironie. Ar fi bine dacă s-ar ruga, doar că vor face proteste că biserica n-ar acționa să facă o rugăciune comună. Da, deci asta e, din păcate, instituțiile din România sunt coordonate într-un mod care... Ca să reușim să introducem... Deci sunt o mulțime de politici de incluziune în România, după cum știți. Ministerele din România n-au structuri specializate care să coordoneze. Adică, cu alte cuvinte, avem strategii, avem și bani pentru ele, dar nu le coordonează nimeni. Cam așa, același lucru. Deci asta e un mod de lucru, vorbesc foarte serios. Noi acum încercăm să creăm tot felul de structuri în interiorul ministerelor și să facem presiune. Același lucru se întâmplă în domeniul sănătății publice. Există o descentralizare și în numele descentralizării, dar s-au creat o mulțime de monstruozități. Descentralizarea a însemnat, nu mă interesează, bă, ia fă-tu ce vrei. Și de asta direcția de sănătate de la județul X și direcția de sănătate în județul Y nu au protocoale comune, nu au nicio legătură. Pentru că uniformizarea și coordonarea lipsește. Uh-huh. În numele descentralizării înseamnă, băi, treaba ta, ești pe picioarele tale, fii sănătos. Cu toate că banii și chestiile de sănătate publică și programele naționale sunt create de minister rect de guvern. Da, dar nu există o coordonare. Și de aici ar trebui să vină coordonarea. Aici mai e vorba și de eficiență. Pentru că foarte mulți, după câte înțeleg, nu raportează aceste cazuri la timp, pentru a nu se spune că unitatea mea are probleme și e un fel de punct negru și nu mai primesc finanțare sau mi se duc cu oamenii. Asta una. Apoi specialiștii. Să nu ne ascundem după deget. Foarte mulți au plecat în afara țării. Specialiști din ce în ce mai puțin. Iar școala românească de medicină e pusă sub semnul întrebării. Uitați-vă în presa străină, unde foarte mulți merg în afară, să lucreze în afară, foarte bine că merg, dar sunt foarte, foarte slab pregătiți. Și știți foarte bine scandalurile cu diplome care se iau în România. Așadar, trebuie privită mult mai în detaliu această problemă. Dar acum e urgența asta. Ce facem cu acei copii? Ce facem? Cum rezolvăm problema? Că să vii să spui, tăceți, că o să fie totul bine, nu mă încălzește cu nimic. Nu, sunt convins că Spitalul Marie Curie alocă toate resursele necesare pentru rezolvare. Toată lumea. Dar nu că ce facem cu copiii. Problema e ce facem cu focarul. Exact. Unde e? E pe dreapta, unde găsim, pe stânga. Cine-i de vină și cum există posibilitatea anihilăm. Ca alți copii, alte familii să sufere ceea ce suferă familiile în momentul de față. Aici e întrebarea. Dar nu mi se pare îngrozitor să mă duc de la București să dezgrop copilul proaspăt înhumat ca da, să-mi dau seama că e grotesc deja ce se întâmplă. Dacă din păcate, în momentul de față, doar asta mai poți face. Pentru că, repet, protocolul trebuia să prevadă că trebuiau luate la timpul lor. Nu familia să mai sufere un alt șoc în momentul de față după șocul mormântării copilului. Însă omul contează prea puțin atâta timp cât ne salvăm pe noi. Să le mulțumim colegilor de la Realitatea că au preluat acest fragment din discuția noastră. Ema, nu știu ce aș putea să spun eu, poate știi tu, aș spune doar Doamne ferește și Doamne ajută. Da, sinceră să fiu, exact la asta mă gândeam acum, așa că mi-ai furat ideea din minte. Nu, noi comunicăm telepatic, spuneai tu. Știi ce se întâmplă când nu ai soluții și îți dai seama că iau cu totul și cu totul alte priorități, e cam singura variantă, să dea Dumnezeu să n-ajungem într-o astfel de situație dificilă. Dar hai să-ți mai dau o informație și ție și celor de acasă. Premierul Cioloș, vă vine sau nu să credeți, va fi chemat mâine da. La raport. Studenții mei și cu asta, la mine la facultate, de multe ori la examen, vin cu chestia, dacă nu știi ce să spui, să păcește. Da, și încearcă să te aburească și te ia și te duc pe avioane și tu l-ai întrebat de o chestie foarte simplă, da, care răspunsul constă în... Da, la unul funcționează. Însă, da, mulți studenți vin și zic, asta, bă, merge, românește. Păi da. Da? Și încearcă să ți-o da cu castravetele, este o plan curcum familia curcubitacelor, 99% apă. E aceeași chestie. Oameni buni, n-am depășit faza aia, da? Adică noi dăm cu castravetele, omul te întreabă, băi, zi-mi și mie sursa. Bine, lasă-o dracu sursa, castravetele. Da, pentru că doar de castravete știe. Aici sunt, pe lângă descentralizare, mai e și discuția la un moment dat despre meritocrație, care, bun, tot o clamăm în societatea românească de foarte multă vreme, dar pe care niciun guvern, cu mici excepții, nu le aplică. Da, adică, dacă în momentul în care punem în funcțiile instituțiilor noastre, da, oamenii care chiar merită să coordoneze, pe criteriu meritocratic, între cei care își doresc, bineînțeles, da? Și dacă concursurile nu ar fi aranjate, și dacă, da, omul ăla ar putea să aibă putința de a gestiona bugetul ăla mic, nu vorbim neapărat de o creștere substanțială a bugetului, lucrurile s-ar putea să se schimbe în câțiva ani și dinamica lucrului bine făcut, dar s-ar putea să apară. Din păcate, în momentul de față, pe sistemul stăpânire, noi stăpânim, nu conducem, dar trebuie să punem vasalii noștri, cei care ne pupă pulpana în momentul în care ne vedem. Trebuie să-i punem în funcție cheie, nu de alta, dar nu-i așa, eu sunt stăpânul.
nu sunt reprezentantul, nu sunt alesul, nu sunt coordonatorul, dar nu sunt cel care mă gândesc la binele poporului și de asta mă trimite. Bine, e populist ceea ce spun eu acum cu binele poporului, sună al dracu de populist. Da, dar nu, deci e o diferență sună foarte mare. Sună ca interesul național. Sună foarte, deci o diferență foarte clară. În România, din păcate, mai mult decât în celelalte state, da, și mult mai mult decât în statele de vest, din vest, între reprezentant, da? Și, și stăpân. La noi, tată, sunt stăpâni 99% și doar 1, 2, 5%. Acum să fim serioși, fi, că cine can... Hai să luăm așa, că îi aud pe toți venind acum, că o să vină foarte mulți la televizor să spună despre campania electorală, ce își dorește fiecare să facă în comunitatea lui. Știți foarte bine că toți care vin la putere și care vor să fie primari sau anumite lucruri, în cea mai mare caz, partea timpului sau a cazurilor, vor să se căpătuiască. Am zis foarte mult timp că vin bătrâni, să lăsăm bătrâni acasă, vină tineri. Au venit tineri și au făcut iarăși praf totul. Ferească, uitați-vă da. Cazul Șova și alte cazuri. Prin urmare, chestiunea asta cu stăpânul și cu cel care slujește e un pic mai grea, pentru că pleacă de la biserică, dacă o luăm așa. La biserică, eu am făcut teologia și zic să vă spun. Acolo spune de turmă și păstor, da? Și spune că preotul trebuie să fie cel care slujește comunitatea. O, okay? Da. Okay? Cine știe ce înseamnă turmă și păstor, știe că întotdeauna păstorul, culmea, nu merge în fața turmei, ci merge în spate. Merge în fața turmei și nu merge în spate. Are aici o ban. Merge în fața turmei și cântă și vorbește cu ea ca Hristos cu biserica, care spune, vină după mine, urmează-mă. Pentru că oile mele știu glasul meu, da? Aici la fel. Eu îmi aleg primul gospodar al... Absolut. Urbei, care să fie gospodar, să mă slujească. Adică interesele lui să vină după ale mele, să vadă că eu am o problemă. Da. Nu e așa. Ei sunt stăpâni, ei sunt ciobani, eu sunt stăpânul aici, tu faci exact cum zic eu, pentru că, ce să vezi, eu știu mai bine ca tine. Știți ce înseamnă ministru, da, de etimologia cuvântului ministru? E minister slujitor. Da? Adică, ministrul ăla nu înseamnă neapărat că el... Poate n-ar strica, da? O explicație, o plăcuță mică cu definiția asta la ușa fiecărui minister. Le pui, să știe, da? Ce e. Să știe ce au de făcut. Da, deci, sigur. Ce înseamnă democrație? Da, chestiile astea, ce înseamnă parlament? De unde vin? Da, care sunt etimologiile cuvintelor? Și așa mai departe. Face lucrul ăsta, atunci, da. Știi foarte bine ce înseamnă democrație și puterea poporului și multe. În momentul, dar aici cred că și noi avem partea noastră de vină. Și cred că aici aș fi puțin mai atent. Știți, și voi, cei din presă, și noi, cei din organizațiile non-guvernamentale, eu lucrând într-o organizație non-guvernamentală, da, știi, și-am mai spus asta la tine în emisiune, știi, Gellner vine și zice că rolul societății civile, adică noi, este să contrabalansăm puterea statului fără a-i dori să-i luăm locul. Da? Și asta înseamnă că trebuie să arătăm derapajele statului, da? Și să împuternicim, să zicem așa, vocea poporului, dar fără a dori să-i luăm locul. Ceea ce ne dori, ce se întâmplă în momentul de față, vedem o schimbare de pălării a multora din societatea civilă care au ajuns în partea ailaltă și care, spre exemplu, au uitat principiile societății civile, au uitat ceea ce propovăduiau, și nu folosesc cuvântul aiurea propovăduit, dar acum câteva luni. Ceea ce se întâmplă, spre exemplu, la Ministerul Dialogului Social și Transparenței, când Dumnezeu se numește, da, condus de Violeta Alexandru, o tipă superbă pe vremea, da, un activist de primă mână, pe vremea când era la IPP, da, și care a promis, spre exemplu, o dezbatere extrem de serioasă pe buget. Și a făcut-o, dar după. Care a fost frumoasă, dar lipsă de săvârșire. E, închipuiți-vă că chestia asta se întâmpla pe vremea lui Boc sau lui Ponta. Păi cred că marea majoritate a organizațiilor non-guvernamentale și a presei era călare pe gardul de la Palatul Victoria și țipa acolo, băi, consultare. N-a fost nicio vorbă. Aici e și o strategie a celor care face guvernul, pentru că, într-adevăr, îmi iau în guvern niște oameni care să poată stinge lucrurile astea. Pentru că, de exemplu, dacă în guvern ar intra un jurnalist foarte cunoscut și cu care mă înțeleg foarte bine, eu pot să fac scandal ca jurnalist, dar la fel de bine pot să spună, a, mă, că ne cunoaștem și tu, să dai în mine, hai, termină, sau ți-e jenă să faci și... E, așa se întâmplă și aici, pentru că Gellner, el a zis o chestie teoretică și e foarte bună așa, numai că oamenii ăștia, după ce au ajuns în societatea civilă, spune, băi, aici e doar primul pas, pentru că eu vreau să urc. El nu vede totul ca slujire pentru comunitate, pentru că eu sunt ONG și vreau să fac bine pentru lume. Nu, el vede ca un prim pas spre a urca pe nivelul următor, să intru în politică, eventual de acolo să prind o funcție și tot așa. Normal,
în prime e complicată situația și nu ne-aș băga de vină, pentru că omul vrea să meargă la sursă. Dintre cei care au refuzat până în momentul de față ca multe oferte pe care le-am primit mai în ultimii ani, nu-mi doresc, îmi doresc carieră în mediul universitar, acolo mă văd, da, mă văd în societatea civilă, asta cred în momentul de față cu totul. Nu spun niciodată, niciodată, că poate trag cum apucă nebuneala și tâmpeana, dar sper să nu. Nu, dar nu e rău. Sper să... de nu... Aseară profesorul meu, coordonator, da, Marian Preda, președintele Senatului Universității din București, discutam despre anumite situații și zic, băi, sper că n-a pus să te candidezi. Și zic, Doamne, ferește, ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Da? Pentru că din punctul meu de vedere, da, ceea ce lipsește României în momentul de față este o societate civilă puternică și coerentă, dar care să aibă o agendă și pe care să o pună în practică, dar indiferent de partidul care vine la guvernare și să încerce să nu diabolizeze guvernul, ci să înțeleagă, dar și partidele politice, și să înțeleagă că jocul democrației, democrația asta înseamnă echilibru între forțele politice și societatea civilă. Nu înseamnă că suntem pe paliere diferite. Ne dorim uneori lucruri diferite, acum, e normal, dar asta e jocul de echilibru, de contrabalansare de care Gellner vorbea în libertățile, da, în cartea lui Libertățile și societatea civilă. Însă astea sunt lucruri pe care noi trebuie să le înțelegem. Pot să vă întreb cine a inventat acele ONG-uri de utilitate publică? Pentru că asta înseamnă că anumite ONG-uri s-au băgat singure sub pulpana guvernului. De ce? Pentru a obține finanțare. Când devii ONG de utilitate publică și stai la mâna guvernului să-ți dea finanțare... Asta e în România. Nu știu cât de apolitic mai ești sau ce interese faci. Asta e în România. În Germania, spre exemplu, da, fundațiile, principalele stiftunguri, da, Friedrich Ebert, nu știu, sunt finanțate de guvern. De stat, pentru că statul vine și zice... Am nevoie de vocea societății civile, am nevoie de dialog social. Pentru asta trebuie să te întăresc, să te pun pe tine, să te susțin, astfel încât să faci lucrurile de care societatea pe ansamblu are nevoie. Critică constructivă, watchdog, da, să păzești, să fii gardianul societății și pentru asta te susțin. Eu nu aș diaboliza organizațiile care iau bani de la guvern, sub nicio formă. Sunt una dintre organizații, suntem printre puține care nu luăm deloc sau tot ce luăm pe competiție. Da, competiție deschisă, tot ce luăm pe competiție. Noi nu suntem de utilitate publică pentru că nu ne-am dorit să fim de utilitate publică. Bordul nostru a decis în felul ăsta. Însă nu aș diaboliza pe cele care fac asta. Nu aș diaboliza organizațiile care au o relație foarte bună, spre exemplu, cu Ministerul Afacerilor Externe. Și știți, cred că, la ce mă refer și care primesc bani pentru dezbateri. Nu aș diaboliza nici organizațiile care au o relație foarte bună cu ANPDC-ul, da, asta, pentru protecția copilului, care, din nou, pe principiul descentralizării fac servicii. Nu le-aș diaboliza. Problema este în momentul în care tu te comporți ca și sclav, în momentul în care cineva îți dă bani. Adică, stai puțin, în momentul faptul știi că... Știi ce m-a deranjat? Dacă vrei să fii sclav, treaba ta, ideea, da, este să o faci la vedere. Noi am luat o resursă financiară în baza unei licitații, dar am câștigat un proiect și am făcut un raport extrem de critic la adresa guvernului. Proiectul era finanțat de guvernul României. În momentul acela, guvernarea care era, da, cei de la SGG, Direcția de Strategii Guvernamentale, erau contrapartorul nostru, dar urlau pe horile guvernului cum își permite fundația noastră să critice guvernul pe banii guvernului. Citez, da? Și noi am zis, pardon, ăsta este rolul nostru, nu vă convine să fiți sănătoși. Și nu ești banii guvernului, ești banii României. Tu ești doar gestionarul ei. Da? Da. După? Poftim? Ați mai primit bani după? Cu guvernul ăla, nu cu următorul, da. Da. Dar în același timp este chestia să-ți asumi. Băi, frate, ce ți-asumi tu? Dacă tu crezi în principiile alea, dar le propovăduiești și după aia. Adică nu ești preot doar în afara bisericii, doar în interiorul bisericii. Doamne iartă-mă, fii și în afară. Nu ești membru a societății civile doar când apar la televizor și spui, știi? Da? Adică, Dumnezeu să mă ierte, am văzut foarte mulți din societatea civilă care ziua propovăduiesc drepturile omului și seara se duc și plătesc femei. Da? Și atunci vin și te întreb, bă, ce dracu, dar tu poți să clamezi politicianului să fie corect când tu ești incorect? Ceea ce noi ar trebui să avem, da, este lideri. Lideri din societatea civilă, care să nu-și dorească, da, intrarea în politică și care să fie vector de schimbare. Da, ducând în extremă, da, Martin Luther King, în viața lui personală, se pare că nu era chiar un sfânt, dacă citim pe Jacqueline Kennedy. Da, Gandhi nu era deloc un sfânt. Da, însă oamenii nu și-au dorit politică niciodată și au venit cu vectori. Da, polonezii, ungurii au avut oameni în societate civilă. Da, polonezii au avut, sârbii, nu mai zic. Da, la noi plătim tronul la fanar.
Plătim. Și întorcându-ne la chestiunea pe care o discutam puțin mai devreme, sigur, lucrurile sunt acestea. Acestea sunt datele. Sunt doi bebeluși care și-au pierdut viața, sunt alții încă în stare gravă, sunt internați, nu se știe cum vor trece prin această criză. Mai știm că sunt instituții ale statului care fac investigații. Ca să nu mai spun că Parchetul General a preluat cazul. Așa, pe era de înțeles. Era de înțeles. Acum, întrebarea este... Toate vor trece. Cum vom vedea? Ce ar trebui să se întâmple cu vinovații? Să-i zboare cineva? Ce să pună în loc? Pe cine să pună în loc? Să îmbunătățească protocoalele? Să le respecte? E păcat că la noi, în toate tragediile astea, după ele, au urmat schimbări de sistem din astea, ca și la colectiv. Doar așa. S-au mai mișcat niște lucruri. E păcat că asta ajung la vorba prezidențială, că n-am cum să citesc altfel... ar trebui să moară niște oameni ca să înțeleagă dacă se plece de la guvern. Da. Aici la fel se întâmplă. Adică mor niște copii, sper măcar că dinapoi din morți nu mai aduce nimeni pe acei copii, să îmi fi învățat ceva, protocoalele să fie. Acum, eu nu sunt în sistem și nici nu-mi dau seama, doar ce am auzit spunând cei de la DSV Argeș că la ei protocoalele sunt altfel decât sunt la București și că fiecare, spunea cel la minister, au protocoale diferite în funcție de județul în care se află. E păcat dacă e așa și ar trebui să fie unificate. Cum e Zmurdu, înțeleg, acolo sunt protocoale unice și s-au făcut la Ministerul de Interne tot felul de protocoale unice și știu cum să acționeze la fel într-o anumită situație, la fel, într-o anumită zonă, la fel și aici să fie, doar că mi-e teamă că procurorii vor face anchetă, procurori care, vă spun, nu sunt medici, ei judecă doar pe text de lege și pe text de lege, fiecare poate să înțeleagă spiritul, litera sau ce vrea el, că așa e în România sau că așa e la noi. Avem litera legii, avem spiritul legii și avem norme de aplicare. Și o să auzim că nu știu ce director, nu știu ce ministru a dat un ordin care de fapt ăla era valabil și nu era celălalt. Va fi o mermeleală totală. Nu vreau să mai aud astfel de lucruri și să le mai acceptăm. Nu. Doar că eu vă spun că urgența e salvarea acestor copii în momentul ăsta. Exact. De sistem. Nu se va vindeca într-un an, 2, 3, 4, 5. Trebuie mult timp să se facă ceva acolo. Ca atare, dacă ar vrea guvernul, ar putea. Măi, fraților, nu putem la Marie Curie. Înțeleg că sunt, se poate. Dacă nu determinăm cauza, cum poți să tratezi ceva dacă nu știi care e cauza? Trimite-i în afara țării, nu știu, rezolvă cumva, dă niște bani. Dacă e să vorbim de eficiență. Observ că și acum, în continuare, cei de la guvern dau bani pentru cei de la colectiv. Foarte bine că o fac. Numai că în același timp, uite, este problema asta. Foarte gravă. Nu rezolvăm aici. Să rezolvăm cumva. Domnule Duminică, ce facem cu, nu știu, vinovații? Ei, dacă știi, băgăm la judecător sau căutăm alții și îi dăm pe ăștia afară? Cum ați face? Este clar că vinovăția trebuie stabilită de cei care se pricep, da? Că sunt judecători, că sunt medici. Colegi că medici, sunt, da, da. Clar că orice vinovat pentru orice neglijență, orice, orice lucru care conduce către astfel de situație trebuie să plătească. Adică aici nu e de discutat. Domnule, vinovatul trebuie să plătească. Logic, trebuie să plătească. Doamne, iartă-mă. Da? Dacă dumneavoastră, într-un fel sau altul. Într-un fel, da, decis de legislația în vigoare, legislația profesională, respectiv legislația... Chiar acum am primit un mail de la guvern. Corpul de control al premierului a inițiat o acțiune de documentare, verificare cu privire la modalitatea în care este asigurat tratamentul medical și cu privire la modalitatea în care sunt investigate cauzele îmbolnăvirilor bebelușilor din județul Argeș. Deci, avem Colegiul Medicilor, anchetă internă minister, avem Parchetul General și acum avem și Corpul de Control al Primului Ministru. Și? Nu, că e distracție. Acum, păi, asta e, ce poate să facă Corpul de Control al Primului Ministru? Da. Nu. Ceea ce nu mi-aș dori, da, și aici asta vreau să continui, dar ceea ce nu mi-aș dori e să transform chestia, drama asta într-un circ național. Repet, circ național. Eu sper că nu, da. Domnule Duminică, pentru că situația dori, este, adică ceea ce foarte nu, gravă. În afara pericolul faptului... pericolul e că dacă mai mor niște copii, dacă mai mor, Doamne ferește, se va politiza toată chestiunea asta. Va ajunge, foarte urât. Adică? Ceea ce nu mi-aș dori să văd, spre exemplu, știu eu ce medici, știu eu ce desepi, știu eu ce oameni, da, cu cătușe la mâini prin fața instanței, da, prin, la televizor și lucrurile să nu se schimbe, să nu învățăm nimic din povestea asta. Păi exact, asta. Că nu ne ajută asta e circ, la nimic. Da? Iar în ultimii ani am avut parte de circ mult. Da, am văzut foarte mulți oameni cu cătușe la televizor, da, foarte mulți oameni care ne-au spus în barbă, bă, bine că l-a luat și pe ăsta, și sistemul a rămas același aproape. Da, ceea ce noi trebuie să înțelegem că astfel de decizii, de foarte multe ori, nu trebuie făcute atât de publice.
Da? Însă ceea ce trebuie făcut public cu adevărat este schimbarea provocată în sistem. Băi, oameni buni, stați puțin. Uite ce se întâmplă. Uite care e protocolul. Uite care, pe cazul de față. Uite ce ar trebui să facă DSP. Uite ce ar trebui să facă ISU. Uite ce ar trebui să facă mama. Ce ar trebui să facă tata. Mie că aici aveam o problemă de comunicare. S-a comunicat foarte prost. Fiecare spital cu propriul lui purtător de cuvânt, ministerul a ieșit și el separat, DSV-ul separat. Cred că trebuia și poate ar trebui și făcută și aici o chestiune de comunicare. Doamne, cum comunicăm aici? Cum e la parchetul general? La parchetul general, nu fiecare judecătorie sau fiecare parchet zice fiecare ce vrea. Nu. Orice comunicat trece printr-un filtru. A trebuit comunicat foarte clar și comunicat foarte mult și cu presa și cu părinții. Domnule, am făcut acolo un control, am făcut dincolo un control, s-a descoperit asta. Nu e cauza asta, nu e cauza asta, nu e cauza asta. Părinții, da, pentru că ești în cauză și eu ca părinte aș merge, aș sta pe capul lor. Spune-mi ce e, ce se întâmplă, ce pot să fac, ce bani, ce unde să mă duc, ce să... Adică, ca părinte, înțeleg. Dar să comunici cu societatea publică, să zici, domnule, feriți-vă de lucrul ăsta, ar putea ca aia, o vreme, nu sunt portocale, ok, puteți mânca portocale, orice lot vreți. Nu e apa, puteți bea apă, pentru că e în regulă. Adică, nu induce așa în tot județul Argeș și am văzut pe oameni, cumpărau toți apă la butelie și nu orice apă, apă de asta, nu de la magazin, nu dacă poate acolo e infestat, adică trebuie comunicat și spus omului foarte clar, că altfel induce o panică de asta publică și mi-e teamă, vă spuneam, revin la chestiunea politică, că se va afla cumva cineva va arunca o vină, că directorul e pus de guvernarea nu știu care, că l-a adus nu știu cine, se va politiza, se va extrapola. Uite și un contract și... care l-a câștigat nu știu cine și s-a dus dracu toată discuția și serioasă și se transformă în circ. Copiii mor, circ avem și se va răsfrânge tot în alegeri. Însă revin la ideea pe care am spus-o la începutul emisiunii. 8 milioane de cetățeni români nu sunt acordați la rețeaua de apă potabilă. 8 milioane de cetățeni români beau apă zi de zi dintr-o sursă potențial infestată. Și nu văd un program național promovat de către sistem, dar prin care această problemă se rezolve. În momentul în care le spui celor din vest că în România, țară membra a Uniunii Europene, dar 40% din populație bea apă din fântână, se uită la tine și zice, bă, v-ați nebunit, v-a nebunit Dumnezeu? Da? E bine, toate chestiile, toată neglijența asta, și lasă-mă că merge așa, n-a murit până acum nimeni, nu o să moară nici de acum înainte. Da? Chestiile astea s-ar putea peste ceva timp să ne coste îngrozitor, să ne coste vieți de copii, da, să ne coste. Și atunci când se va întâmpla, vom acționa din nou pompieristic. Și vom începe să zicem: "Aoleu, aoleu, vitriolul, maică, da, unde e vitriolul?" Însă lucrurile trebuie să se schimbe sistemic. Și trebuie să ne gândim că dezvoltarea României trebuie bazată pe niște chestii extrem de serioase și planificări serioase care să răspundă nevoilor. Trebuie de un sistem de sănătate serios, trebuie o infrastructură normală, bem apă în București într-o infrastructură de 100 de ani. Despre ce vorbim? Da, uneori apa de la robinet are miros de petrol. Dar la mine în cartier se întâmplă chestia asta. O fi de la bloc, o fi de la... Ca dacă de pe tot, da? Să zic că este o pungă jos și suntem bogați. Da, habar n-am, nu știu. Da, dar unor are miros de motorină. Vorbesc foarte serios, da? Și, nu, și atunci, asta e o problemă care există de foarte multă vreme. Și atunci stăm și ne gândim, băi, oameni buni, trebuie să se întâmple, să moară copiii, ca să începem să discutăm despre chestia asta. Iar în momentul în care emoția se oprește, să o lăsăm, las-o dracu că nu merge, nu avem bani pentru asta. Nu este asta, din păcate, singura problemă într-o țară în care antenele parabolice, telefoanele mobile sunt mai multe decât toaletele. Nu vorbim de antene zilele astea, te rog frumos. Vorbim despre antenele parabolice, care sunt mai multe decât toaletele în casă. Vorbim de apă. Pe mine m-ar deranja faptul că oamenii beau apă din fântână. Că e foarte bună apă de la fântână, depinde dacă e certificată și absolut făcută. Ideea e, aș fi îngrijorat de ăștia care au apă și care nu folosesc săpunul alături, exact, de apă. Asta ei, în această țară despre care vorbiți dumneavoastră și pe care o descriem cu toții, mai e o problemă, despre care nu s-a vorbit foarte mult în ultima vreme. Ce spuneți? Doar una. Încă una care, Doamne ferește, ne-ar putea să fie una foarte serioasă la un moment dat. Știți foarte bine că au trecut deja câteva luni de când a intrat în vigoare legea care obligă patronii să-și închidă localurile dacă sunt într-o clădire cu burină roșie. Încă sunt unii care nu s-au conformat. În capitală, spre exemplu, sunt 10 de clădiri care s-ar putea dărâma peste clienți în caz de cutremur. Inspectorii de la Primăria Capitalei au început verificări. Horatiu Agafiței este unul dintre patronii care nu și-a oprit afacerea, deși funcționează într-o clădire cu bulină. Inspectorii de la Primăria Capitalei i-au vizitat magazinul și i-au cerut să-l închidă, doar că el susține că legea nu îi se aplică. După cum spune legea, am văzut că are câteva subpuncte, cu spațiu util mai mare de 50 de metri, aglomerări de persoane. Singurul lucru la care ne încadrăm e că în spațiu cu bulină și e pe plus 8.
închidere înseamnă neplata creditelor, neplata salariilor, neplata datoriilor către buget. Culmea este că cei care locuiesc în bloc spun că acesta nu are probleme, deși bulina este fix la intrare. Eu am prins cu tremurul ăla care a fost în noiembrie, să știți că n-am pățit absolut nimic și stau la etajul 8. Deci blocul este foarte bine făcut. În aceeași situație sunt și alți patroni. Există situații punctuale în București unde se desfășoară în continuare activități economice. Vizate sunt aceste persoane. De la finalul anului trecut s-au înregistrat peste 470 de somații, dar în aproximativ 100 de spații comerciale există în continuare activitate. Cele mai multe sunt în centrul capitalei. Cei care nu se vor conforma riscă amenzi usturătoare pe lângă închiderea afacerii. Proprietarii spațiilor comerciale care mențin deschise aceste locații riscă amenzi între 50.000 și 70.000 de lei și suspendarea imediată a activității. Noi vorbim în continuare despre tot ce se întâmplă în această țară și vorbeam acum despre bulina roșie de pe unele clădiri care, în care ar trebui să se închidă localuri. Nu peste tot s-a întâmplat acest lucru. S-au gândit și inspectorii de la Primăria Capitalei să înceapă verificări. Uite, despre asta vorbeam mai devreme. Pompierismul la român, sigur că da. Da, despre asta vorbeam mai devreme și anume despre circ. Începem cu coada. Da, circ. Capul. Știi că ziceam de circ mai devreme să nu se transforme în circ. Uite, acum avem circul. Da. Clar că acele restaurante nu trebuiau deschise încă de la început. Dacă era, deși atunci legislația era aceeași, apropo, nu era alta, Doamne iartă. Ce se întâmplă? Se întâmplă că un antreprenor a investit zeci de mii, sute de mii în renovarea unui spațiu, a creat N locuri de muncă și plătește o sumă considerabilă ca și impozite la statul român, dar lună de lună. Tu, fără nicio analiză de impact, fără nicio analiză serioasă, fără zici, soluții, soluțiile veneau în perioadă, fără nicio analiză, zici stop. Asta înseamnă că omul ăla trebuie să închidă tot, să-și asume pierdere de sute de mii, pe care nu i-o dă nimeni înapoi, în condițiile în care el toate are vizele legale. Uh-huh. El are toate vizele de funcționare de la statul român. Și poate nu toate trebuiau să fie acordate. Da, și absolut că nu toate trebuia să fie acordate, că clădirea era cu bulină și înainte. Și legislația spune că nu trebuie să-i dai. Da, de la cine le are? De la cine le-or fi luat patronii ăștia? Domnule, le are, da. Și atunci, fără nicio chestie de genul ăsta, tu îi spui, bă, știi ceva, ia mai du-te tu și vezi de treaba ta, e bulină, sute de mii de euro, du-te afară. Înțeleg pericolul public. Doi, însă ceea ce trebuie să-i ofere omul ăla e o soluție. Omul ăla ca antreprenor, omul ăla ca angajat, mai ales tu ca stat român, nu vrei nici să pierzi banii pe care ăla ți-i dă lună de lună, dar și nici să-ți crești șomajul artificial așa deodată, da, cu câteva sute, mii de oameni care lucrează în toate cârciumile astea. Ceea ce ziceam mai devreme, înainte de beta asta, era tocmai asta. Băi, când iei o măsură, gândește-mă până în capăt. Da. Dacă ai capacitatea să o gândești. Că altfel nu se transformă decât într-un circ ieftin. Da? Și în numele binelui comun, da, tu nu faci decât să distrugi binele comun. Pentru că, de fapt, tu nu ți-ai asumat nicio responsabilitate tu ca stat român în momentul de față. Tu toată responsabilitatea ai aruncat-o pe ăla cu tupeu care a vrut să facă o afacere și care a creat locuri de muncă. Nu spun, da, deci omul ăla, din punctul meu de vedere, era antreprenor de bună credință. Are toate actele în regulă, a creat locuri, face evaziune, dă-i un cap, face nu știu ce, dă-i un cap. Dar tu să vii să-l închizi acum, da, când omul nu are nicio vină decât că a vrut să facă afaceri, într-un spațiu, într-un vat comercial, da, mie mi se pare absurd. Dacă a făcut corupție și a obținut avizele, da, în baza unor acte de corupție, du-te, frate, și aplică legea și închide-l și fă ce-i trebuie. Dar eu vorbesc doar de acțiunea economică și modul în care se gândește în momentul de față strategia economică de dezvoltare a zonei respective. Să nu-i dai nicio alternativă, să nu-i dai nicio soluție, ci să spui, bă, tu trebuie să închizi tot. Dar treaba ta, du-te și te sinucide ca în marea criză americană din anii 30, aruncă-te de la etajul 72, că tu ești dator la bănci. Mie mi se pare că n-are nicio legătură cu buna guvernare. Domnule Bublei, cum vedeți situația asta? Sunt de acord. Există vreo soluție, vreo ieșire, vreo rezolvare? Acord, numai că trebuie să vedem și partea cealaltă. Asta, acțiunea asta e a Primăriei Generale. Primăria Generală care a fost confruntată cu un cazul colectiv, care i s-a reproșat faptul că n-au trimis să vadă inspectorii primăria de sector și nu știu ce, și a ajuns un om, primar, și-a pierdut funcția, pentru că a semnat ca primarul niște acte, da? Ei, ei acum ce fac? Practic, în baza atribuțiilor pe care le au, nu vor să vadă celelalte treburi. Problema, da. Că omul își pierde vadul, că omul își pierde banii. Și așa, eu sunt primar.
vreau să fiu reales. Mă rog, primarul în funcție, probabil vrea să meargă, interimar vrea să meargă să candidez la un sector, că la general... La patru, se zice, da. Se zice. Ei, oamenii își fac niște imagine, dar în același timp zice, domnule, dacă mi se întâmplă mie să moară cineva într-un astfel de restaurant, nu mie mi se sparge în cap pentru că la mine scrie acolo, atunci merge și fiecare pe bucățica lui și face treaba, numai că nu se gândește macro. Pentru că ce se va întâmpla? Oamenii vor merge în instanță. Și culmea vor și câștiga. Da. Pentru că au toate actele acolo. Pentru că nimeni nu i-a spus că n-ai voie să faci într-o clădire cu bulină roșie sau poate că bulina roșie. Știți foarte bine cine a băgat bulina roșie. Domnul Nicolae Noica, ministrul al lucrărilor publice. Când? În guvernul CDR. Asta când era? Prin 96-97. Da. Ei, poate au fost actualizate. Poate că nu mai e cu bulină roșie. Poate că a fost consolidat, dar este bulina roșie. Poate că altele nu au bulină, dar merită să aibă bulină. Adică lucrurile trebuie un pic analizate și poate ar fi mai bine să meargă aici inspectoratul de stat în construcții și nu primăria să facă lucrul ăsta. Da, și adică poate ar trebui puse atribuțiile resurse să fie făcute în așa fel încât să ocupe doar ăștia de clădiri și restul să ocupe de treaba lor. O la noi primăria are direcții, se ocupă de tot, ministerul se ocupă de tot. Și de nimic, de fapt. Și vedeți, nu, și premierul se ocupă de bebeluși. Adică mi se pare că în țara asta tot ne pricepem la toți și nu fiecare pe bucățica lui. Deci eu cred că de fiecare dată vă povestesc aventurile cu construcția mea de casă. Credeți-mă că am, știi? Deci am cumpărat o casă bătrânească care a fost demolată și trebuie construită. Da, a fost demolată în 3 zile. Și trimit ai mei către antreprenorul meu, trimite către ISC, Institutul de Studiere a Construcțiilor, astea care avizează construcțiile, să vină să constate faptul că avizul de demolare a fost realizat în conformitate cu devizul. Aia ne răspund, 30 de zile. Deci antreprenorul nu poate să facă nimic până nu vine la să constate. Da, și ăsta vine și zice, băiați nebunit, eu trebuie să stau 30 de zile ca tu să vii, să constați că nu mai e clădirea și eu să pot să mă încep să o construiesc. Zice, da! Deci înțelegeți absurdul, adică tu vrei să faci o chestie, dar plăti taxe, credeți-mă, taxele pentru construcție sunt foarte mari în România, dar plăti taxe tot acâmul, ai antreprenorul care trebuie să-și trimită oameni acasă în momentul de față, că n-au front de lucru, n-au cum să lucreze, doar pentru că funcționarul ăla nu poate să vină să zică, da bă, ai îndeplinit avizul în conformitate cu prevederile legale care ți-au fost aprobate. Cam despre asta vorbim. Dar măsurile, instituțiile astea nu gândesc în perspectivă și nu gândesc ce afectează în jurul lor. Zic, băi, eu sunt cel mai important, vorba românească, mai eu este mai aproape decât cămașa. Dar mai degrabă să plângă măta decât să plângă mama. Dar care e problema că tu te-ai distrus afacerea? Care e problema că tu rămâi plus fără loc toți, de muncă? Toți dacă suntem, mie mi-e bine? Toți sunt priviți ca posibili infractori. Adică eu înțeleg că îți faci o casă, faci o afacere, pleci cu niște avize minime și cu buna mea credință. Pentru că eu dacă fac o afacere, vreau să câștig pe termen lung, să angajez niște oameni și să fac ceva în țara asta. Sau să fac o întreprindere să meargă. Eu sunt privit ca hoț. De ce? Pentru că trebuie să am de toate de la bun început. Ori nu le poți avea pe toate de la bun început. Trebuie să am minimum să deschid o afacere, da? Minimum. Am un capital, am câțiva oameni și încep să fac o afacere mică. De acolo crește. Uitați-vă la avizele acelea pentru incendiu. În primul rând, când începi o clădire, trebuie un aviz. Dar eu pot să nu termin niciodată clădirea aia, să am avizul în continuare, cum mai face la colectiv, dar când termin clădirea, trebuie să raportezi, să spui acum îmi trebuie autorizație de incendiu. Adică e o nebunie de lucruri din astea mici, care ce fac în mare și în, până la urmă? Corupție. Haideți să vă mai dau un exemplu. Eu v-am zis că eu pot să scriu o carte, cred că până la final cu casa mea o să scriu corect, o carte. Din experiența noastră este foarte și, corect ce spune domnule Bumblec. Depun aviz pentru da, schimbarea racordului de electricitate da, de la casa veche pentru șantier și pe urmă să vină să mi-l pună la casa nouă. Da? Și depun solicitări pentru, în sensul ăsta. Vine cel de la Enel și zice, dumneavoastră vreți să depuneți, da, nu se poate. Păi de ce nu se poate? Păi trebuie să depuneți unul de demolat, pentru casa care o demolați, unul pentru șantier și unul pentru casa nouă. Și bun, te punem așa, dar durează. Și cost. Cât de mult durează? Păi nu, știu, luni. Că spui durează înseamnă că deja aștept. Nu știu, luni. Păi cât durează? Nu știu, mult, credeți-mă. Da, eu mă întorc către arhitectul meu care stătea și râdea, da, era în dreapta și râdea și zic, băi, du-te și depune hârtii. Omul se aștepta să-i zic, băi, cât mă costă ca să nu dureze, da? Bineînțeles că zilul ăla, du-te și depune hârtiile. Știi când mi-a durat să-mi iau avizul de construcție în sectorul 4? 9 luni.
9 luni. Păi cum se spune lucru deci bun la 9 luni, am luat certificatul de urbanism pe 16 martie și am ridicat, deci aveți cuvântul meu. Deci am luat certificatul de urbanism pe 16 martie și am luat avizul de construcție și de demolare pe 8 ianuarie. Sunteți marcat pe viață. Deci 9 luni. Ca să ții minte niște date, deci, ca date de familie. Luni. Deci în condițiile în care nu dai. Dacă dădeam, sunt sigur că le luam în 12 zile... Așa, fără nicio problemă. Cred că vei sărbători în fiecare an datele astea. Deci 9 luni, să-ți iei un aviz de construcție. Despre asta, ce vorbim. Asta ce-a pățit e foarte interesant. În momentul, deci care mergi undeva și spui, domnule, am și eu dreptul, pot să fac și un lucru, și spune, no, nu se poate, deja e corupție. Pentru că ce vă spun? Asta e prima portiță. Eu mă duc și spun, domnule, nu se poate. Domnule, nu vine la tine să spui că nu se poate. Cum se poate? Da, cum să facem să ne rezolvăm? Păi, vedeți, nu am pățit cu polițistul pe stradă, nu spun cine. Ia carnetul. Deci dăm carnetul. Îi dau carnetul. Știți, dar s-ar putea să mergeți la judecătorie, eu nu vin acolo, puteți să luați dacă aveți carnetul înapoi sau puteți să facem altfel. Nu, nu, zic, cum se face legal? Mm-hmm. Chiar vreți? Da, legal, dacă mi-ați luat. Nu pot să cred întrebarea asta, chiar vreți. Nu, și mie mi s-a întâmplat. Mai ales dacă te vede pe la televizor și mai e și persoană publică, încep după aia să vezi că nu se poate. Și am zis domnului polițist în felul următor: fratele meu este polițist de frontieră, când o să treceți granița, îi spun să vă dea amendă cum mi-ați dat și dumneavoastră mie. Trebuie să ne și amuzăm, pentru că altfel ar trebui să plângem tot timpul pentru tot ce se întâmplă în jurul nostru, din păcate. Oricum, a fost o discuție absolut senzațională. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră și că ați venit. Gelu Duminică, Iosif Buble, vă aștept și cu altă ocazie. Și pe dumneavoastră vă aștept la o nouă emisiune. Toate cele bune!